Prieteni adevărați sunt cei pe care îi doare în fund că e dezordine la tine acasă sau nu interesează ce imperfecțiuni sunt pe acolo, ei vin în vizită pentru tine și se simt bine, nu? Nu, absolut deloc. Nu? Absolut. Nu? Prieteni adevărați sunt care spun, te rog, și te chinui, dar nu-ți pasă, bă, dar puteai să-ți iei chiloții. Mai încerc una. Da. Prieteni adevărați sunt cei care te fac să râzi indiferent de cât de nasoală e starea ta. Nu, 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 nu. Nici râd de starea ta. Râd de starea ta. Sau plâng de tine. Te fac să te simți prost dacă ești păsărică. Trebuie să le enervezi. Încerc una. Prieteni adevărați sunt cei care te enervează că îți postează rahaturi pe conturile tale când îți prind telefonul deblocat. Da! Da, da, da! Eu am făcut asta, am făcut-o la Tanticu. Doamne, ce am făcut acolo! Ce ai postat? I-am trimis lui Joe, i-am trimis să vrei droguri, că am început să vând. Am trimis I-am trimis soției lui. Mă obligi să te înșel. Crede-mă că mă obligi să te înșel. Ești o îmbrusture sau nu știu ce a zis. What the hell? Da, directorului antenei nu v-am suportat niciodată pe absolut niciunul. Păi da, dar nu ești prieten adevărat aici. Bă, bă, că am râs, am râs și eu, am râs și Chelu, am râs și Delia. Nu zic că nu-i amuzat, doar zic că nu ești prieten adevărat dacă ai făcut asta. Dar nu eu sunt prieten adevărat, Nathan, zic că prieten adevărat că nu m-a bătut și așa vezi dacă ești prieten adevărat. Păi, atunci, mersi, pleacă tu și cauți Nathan Ticu aici. Să vină Nata. Cu alte cuvinte, bine ați venit la Prieteni Adevărați. Da. Să cunoaștem invitații de astăzi. El e funny și când e supărat, e funny și când tace, că doar a făcut o carieră din asta la TV. Când e în formă maximă, nu-l ajunge nimeni din urmă. Cătălin Bordă. Eu, salutare. Salut, așa e. Am fost cel mai bine plătit ficus din istoria ficușilor. Nu, dar era un 10 ani pe o canapea nemișcat, băi, o performanță, crede-mă. Da. Nivelul 8.000 la Candy Crush 1, 10.000 la Candy Crush 2. A fost numai în avantaj tău, adică te-a plăcut oricum toată lumea. A toată lumea, da, aia da, că eram imparțial, eram un fel de Elveția acolo, știi? Adică era la mod, uite, băi, nu se bagă nici când e cazul, nici când nu e caz. Băi, ce om, știi? Uh-huh. Da, ce exemplu. Elveția, mulți aveau bani în tine. Și-a adus aminte că am fost ieri acolo de aia. Da. Nicio treabă. Al doilea invitat este nestemata descoperită prea târziu a stand-up-ului românesc. De asta partea bună este că ne vom bucura de el foarte mult timp de acum înainte. Nelu Cortea! Dar așa prea târziu a fost. A fost șofer o perioadă și conduce foarte bine. El ar fi putut fi comedian mai devreme, doar conducea foarte bine. Ok. Dar și când înainte ta, de exemplu. Dar de ce te arăți spre el? Stai nu, că nu l-a prezentat, dar e vorba că tu ești bătrân și că din păcate lumea e tristă, că nu mai e mult, nu te mai prinde mult timp pe planeta. Vezi ce înseamnă copil care a crescut cu, știi, cu o soră, știi, că îl certa pe el. Da, da, și ea era, știi? Ai zis, băi, e descoperit prea târziu. Da, ăsta e de ieri. Și e și ăla mai mic, nu? Nu. Nu, e din familia lui. Da, pe aia zic. Păi de aia are asta. Tu cu Dan Tutu te-ai potrivit la vârstă foarte bine. El e mai bătrân decât mine. Nu, Bade e cel mai bătrân. Hei, dar ce? Mai luat în vârtejul ăsta, acum dau un alții. Stai, gata. Așa e, nestemata. Cel de-al treilea invitat este personaj pe social media, e stand-upper, e comediant matinal, este Radu Bucălaie. Descoperit la timp. Nestemata. Nestemata. De cât timp vă cunoașteți? Mult. Păi noi, deci eu cu Cortea, noi ne știm de 12 ani. Băi, ne știam din facultate, dar de să mergem împreună și așa de vreo 12 ani, cam așa. 12 ani, cam așa, da. Păi vă știați, dar nu erați foarte apropiat sau ce? De când ne știm? Eu îl știam din facultate, nu știu dacă el mă știa, că nu prea venea. Ok, dar de când v-ați cunoscut, de când ați fost cunoștinți? 12 ani, să fie 12 ani. Ok, iar cu Bucălaie... Păi, tot așa, din 2012. Da, pe toți, eu i-am cunoscut pe toți în 2012. Atunci a fost anul în care m-am deschis spre genul ăsta de oameni, O alegere? O alegere inspirată, știi? Potrivit. John Blancu, numai actori, numai, știi, cântăreți. Scriitori, violoniști, Stai tu chiar atunci, nu te gândeai la stand-up?
A, bă, făceam de mult. Da, făceam. Și atunci? Făceam de 8 ani de zile stand-up. Da, okay. Descoperit prea devreme. Ele descoperit prematur, da, eu la nu era. Okay. Suntem în ordinea descoperirii. Deci, oricum, ani mulți. Ani, cam așa, da. 12 ani. Ani mulți. Da. La modul, ok, lucrat împreună, cafele împreună, mâncat împreună, văzut zi de zi sau... Depinde, hai că eu cu el de prea dormit mult, prea mult timp împreună, trezit noaptea de sfărăit, trezit noaptea de căuta baia. Cu el n-am dormit, am dormit vreodată împreună, n-am dormit. N-am dormit că tu sfărăi și în, vari... în momentele în care am mers împreună, eu dormeam cu el în cameră și tu dormeai singur. Da. Și a fost mult mai fain. Puteam să jur că dacă îi las acolo, care-i colțul ăla, că stau mai apropiat. Știi că ți-ai zis că vreau să mă... Da. Și ai zis că ăla, uite, uite ce fac, uite ce fac acum. Și-am făcut gașcă, fiare. Câte nori nu l-am luat în brațe. Se poate jura, ca... nu știu. Da, dacă vreți. Nu, se poate să fie în dezavantajul lor, la un moment dat. Uite, pentru că... Să știi că noi suntem mai mult decât prieteni, pentru că... I-am botezat copilul lui. Așa este. Pe aia l-am cununat pe Bucălaie și pe Alexandra. Se mai pune? Cum adică? Hai să jumate, da. Hai să vorbim. Ce urât. Îți dai seama că el vorbea cu nevasta acasă noi, despre asta? Cum ați nașul tău până când? Păi să o luăm așa. Așa e nașa ta, așa e nașa ta. O să iei dreptul. Să ne înțelegi, la mine mai vine... Poate nebunește. Frate, duci, le dai un bat. Îi pupa mână, nenorocitule, și tu și... Soția ta pe care respect. Dar liniștiți-vă, vă rog frumos. Păi da, mi-ai luat mână în mână și băi. În primul rând, deci uite, la copiii mei, că mi-a botezat pe unul, așa mai vine, mai gugu, se mai joacă. La nevasta ta mai vine. N-ai voie, mă! Băi, eu vorbesc serios, fiți atenți, sunt, uite, o vorbim deschis. Suntem în situația asta, ce fac? Cine sunt nașii mei? Cam nu, doar nașul se anulează în momentul în care ei, mirele care... și mireasa se despart. Dacă timp mirele și mireasa sunt împreună, patul de mână există. Păi stai mă, normal nu ai pending. Parte, e pending, păi am ales. Ai ales o parte, păi gata, aia a fost. Păi ai ales, gata, eu păi sunt nașul tău. Fac? Vreau și ce faci? Ce? Acum, vrei jumătate de bani aștept înapoi? Aștept să găsească dânsul pe da, cineva, nu? Da, zicem. Da. Și mai trece o dată, mai trecem o dată, deci, mai dai jumătate de dar. Pun mână la toate bagabatele de mă îndrăgost de el. Le aduc cu bupatul la... Numai așa e, așa știu și eu. De-aia da, da. Nu s-a despărțit firma, voi sunteți firma. Păi, bine, noi bine. Suntem asociații, noi am fost niște asociați care au investit niște bani în firma. Da, bă, da, firma e în picioare, firma merge, firma așa vinde. Unul dintre asociați... Bine, păi și atunci... A făcut evaziune sentimentală. Ei au creditat firma. Când găsesc alt asociat. Când găsesc alt asociat. Nu trebuie să vii din nou cu cota aparte? Eu acum s-a asociat unic în cununia voastră. Înțelegi? Aia a făcut evaziune sentimentală. A plecat. Înțelegi? Eu am rămas și tu. Nu mai trebuie să rambursezi creditul și ei. Doar la ele eventual. Un singur cadou la naș. O singură pupătură de mână. O singură vizită. Apare dreptate. Așa se face. Ai jumătate de credit acum. Bucură-te până nu-și găsești. Când se desparte firma, se dizolvă tot. Înțelegi? Atunci nu mai există. Ești unic acționar la naș. Da. Momentan. Momentan. Depinde ce. Păi dacă se desparte și el după aia, ce se întâmplă? Se dizolvă toată treaba. De pe mână se pe nu mai sunteți nași între voi? Ca Thanos cu... Suntem foști nași, foști fin. Foști fin, foști nași. FNFPN. Bun. Hai să... S-au dus dracului jumătate dintre întrebările scrise. E ok, adică... Nu mai chema comedianți. Formatul poate suporta mici modificări. Nu e că în fine, acum să vă zic despre ce ar fi fost vorba în această emisiune. E ca și cum voi veneați aici și da. Vedeam, era un test al prieteniei, așa. Dar deja am dezbătut cam... Păi, știi ce? Dă-le dracu, adă-mă 4 vechi, băi! Hai, băi! Bun, vom vedea împreună cât de adevărat sunteți voi ca prieteni, vă voi trece prin diferite situații și voi vă veți vota între voi, cui se potrivește cel mai bine. La sfârșit o să reiasă un portret al fiecăruia, făcut de prietenii fiecăruia. Da? Da. Hai. Întrebări aleatorii, adică dacă vreți să facem ca la poacă, da, ca la... Nu da? Te cred. Cu tăiat, cu amestecat sau întâi se amestecă, după aia se... Amestecă legi cu gura așa, că nu mai chiar vorbea tot. Mă lege! Trag? Nu! Nu trage, iar amete. Nu trage, tai, am, așa. Bun. Și de aici încolo vin întrebările. Hai frate. Care dintre cei trei prieteni de la această masă ar fi cel mai probabil să devină un Zelenski, să devină din comediant președintele țării? Eu. Nu,
real vorbind. Real vorbind, băi. Nu mă, real vorbind. Băi. Băi. Eu aș vota Bucălaie, pentru că, și ce, nu, sincer, și zic de ce. Tu, din ce am observat, mai ales în ultima vreme, că mai meditezi, mai faci una alta, mai nu știu, dar nu știu dacă meditezi. Ce puia să te... Nu, pare că ai lucrat la tine și terapie și așa, așa, și pare că ești mult mai relaxat și mult mai... Dar trebuie să fii relaxat, da, că te atacă! Nu, păi, tocmai, ia tot timpul când are o problemă, ia toate variantele posibile... Dar n-ai timp, că vine bomba! Și asta îmi place și cred că ar fi un președinte foarte bun, domnule. Îți mulțumesc, eu pe tine te votez, să știi. Mulțumesc. Că? Eu te votez pe tine pentru că este un om responsabil și organizatoric, în primul rând, cu propria și curte. Și când zic curte, mă refer la familie, nu mă refer neapărat la curte propriu-zisă. Și dacă vrea să extindă țara asta, să extinde treaba asta, țara ar putea fi curtea lui. El? Bă. El cum ar fi în contradicție cu... Aș fi perfect, pentru că... O țineți minte pe... Cum o chema pe doamna de era prim-ministru cu câțiva ani de râdea? Dăncilă. Doamna Dăncilă? El. Bă, nebună, bine, mă, bă, eu mă înțeleg toată lumea. Bă, vezi că ăsta-i fixist. Ăștia doi sunt fixiști, în primul rând, ăștia doi sunt afară ca să-ți prindă un șurub. Pe care îl pusesem eu deja. Greșit. Tu la prima beție ne bagi în război. La prima beție, trec frontul, mă duc la inamic, înțeleg, și încerc să-l vrăjesc, să-i fac ceva. Asta vreau să spun, că președintele are un puternic rol diplomatic. Adică ți s-ar potrivi... Hai să vă zic eu o chestie. Eu mă votez pe mine și zic de ce. Dar nu. Trebuie să votezi unul dintre ei doi. Că așa ar fi. Bravo, mă! Dar bine, 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 că n-ai venit la prieten poți? Adevărat. Erai singur la post. E foarte bun ca președinte, după cum observați. O să votez și eu, dar vreau să zic că eu aș fi cel mai potrivit. Pentru că față de ăștia doi, eu am și o doză de mișelism în mine, înțelegi? Așa. Aici îți trebuie. Bă, îți trebuie în situații grele, când ai vorba, când e vorba să ai răspunderi de alea așa, da, îți trebuie o doză de răspunderi. Să fii un pic de golan. Ăștia-s corect. Ăsta, spun ce ar face ăsta. Ăsta ar vedea că ar fi... A, nu-i corect, nu-i corect, am vorbit o treabă, am vorbit o treabă. Și-ar pleca, înțelegi? Ăsta, noaptea când voi dormi și-ar lua copii, Elena, plecăm, plecăm, du-te, du-te, plecăm. Și-ar pleca. Eu n-am pe nimeni, tată. Eu sunt aici pentru țară, singura mea iubire-i țara acum. Singura, care, dracu, nu singura care nu m-a trădat, bă, tu vrei să ții în Valencia, dintre toate vrei să ajungi. La ba picioare. Te dau și în Valencia. Dar îl votez și eu pe domnul Cortea. Cortea e responsabil. Ai văzut, mi-a strâns șurubul. Da. E acolo. Ți-a strâns șurubul. Se enervează foarte greu. Eu sunt în campanie electorală dinainte să înceapă podcastul ăsta. O să ajungem și la șurubul ăla, o să povestim. Deci, prima situație la tine. Tu ai fi președintele comedian. Dar doar Zelenski, adică doar în cazuri extreme. Restul ok, ok. Bă, de ce te-ai scris ăsta? Uite, vezi, și analizează mult. Nu, mă așteptam să zici de cât de urât scriu ca să depășim și momentul ăsta. Uite, e rețetă. Uite, vezi, e diplomat. Ok. Exact. Pe care, prieten, l-a trecut viața prin cele mai multe încercări. Haideți, vă rog. Hai, hai, Nelu. Eu am avut o unghie încarcerată. Încarcerată. Am luat apă că am văzut că nu bei. Da, e prea ușor asta. Mă, ia apă. Acum am văzut. Da, 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 adică din, pă, nu știu, din fericire pentru cine? Pentru noi? Și din păcate pentru Cătălin. Îl votăm pe el. Adică din fericire are un punct. Și nu doar, din ce. Păi stai puțin, la ce ne referim? Doar la episodul cu fosta nașă sau? Nu, săracul de pe... A fost și cu Mike. El are un sezon întreg. Are și, ca să nu mai zic, eu știu și povești din copilărie și de la bunic sau prin ce a trecut. Nu, nu știu. Una mică. Hardcore. Una mică, nu știu, n-avea nici măcar priză. Nu, povestește-o cu aia cu unchiul meu, de râdea și când am da, deci m-am întâlnit cu unchiul său în Amsterdam și zicea, îl băteam, i-a dat un pumn în gură la unul. Dar zicea picioare, foarte lejer. I-a dat piciorul cap. I-a dat un picior, mi-a furat țigări. Mi-a furat țigări, l-am dat. Da, i-a dat. Și zic, am furat o țigară. Da, mă. Și după aia zice, da, mi-a furat și un CD-ul să-și cumpere bluză. A vrut el să fie fashion. Bă, îi luam CD-ul din carcasă, îi lăsam carcasa, înțelegi? Îi luam CD-ul pentru că CD-ul nu avea nevoie de carcasă. Dădeam unui prieten CD-ul și îmi dădea o bluză. Era fashion pe muzică. Și, okay. Și l-a bătut. Nu, mă omoram, ziua aia, i-a zis și lui. Da. Mânca așa, nu mai știu, mânca un ecler, așa, așa. Așa, punteam și la aia, l-omoram. Lasă-mă-te pe bunic să mă era, mi-a luat CD-ul cu smoking și mi-e place mult. Și de ce te-ai mai întâlnit cu omul ăsta în Amsterdam? A, păi a trecut vremea. Uite, acum, iată-ne, vii, adică nu s-a prescris. Ca să-ți dai seama cât de mică e chestia asta în
prin cea trecută. Asta e mică. Ah, ok. Ok cu asta. Păi și tu, cum ai reacționat pe oameni? Că tu, mie mi se pare că ești un pic mai acid. Eu eram șocat, eram... Păi și... Da, nu am bătut. Și mă uitam la el, vreau să văd reacție. Că știi că nu te bagi în familie. Că nu te bagi, că nu știi acolo. Și el era, da, da, mi-a dat. Da, dar ce lecție? Okay. De acum iau și carcasa, că eu am lăsat dovezi, știi? Asta, ai, de fapt tu ai greșit. Eu am greșit aici, dacă tot fur, ia cu totul, știi? Pentru că omul a venit, a văzut, Smokey, de mult l-am auzit. Ce poftă aveam. Ai și cu toți scanele, cu țigările, micuțul. Cu toți scanele, exact așa am făcut. Să arunci pachetul. Înțelegi? Adică eu puteam să iau CD-ul cu totul și el nu mai vedea Smokey. Zicea, bă, cred că avea Smokey, trebuie să-mi cumpăr Smokey, știi? Așa l-a văzut Smokey și a zis, oh, ce chef am de Smokey. Paaaaf, tot e în gură borde. Înțelegi? În ziua aia am fugit de acasă, eram sigur că mă omoară. Pentru că trebuia să coboare 10 etaje să mă prindă, deci dacă stăteam unde zicea el, și să le urce înapoi și ura să urce înapoi. Și când, el s-a uitat și în celelalte CD-uri, el din 20 CD-uri mai avea 2, hai să o luăm așa. Adică nu i-am luat doar CD-ul cu Smokey. Nu era la primul tău. Nu era la primul meu. I-a luat aproape toate CD-urile, mai avea Metallica, că n-a ascultat Metallica. Și am dus-o la perveche. Și încă ceva, mai știu ce. AC/DC sau așa. În rest, Santana, Smokey, Abba, Kelly's Family. Mamă, Kelly's Family. Kelly's Family s-a enervat. Kelly's Family, nu la Smokey, la Kelly's Family. Exact. Acolo s-a enervat și era să mă omoare. Deci dacă mă prindea în ziua aia, mă bătea până mă omora, garantat. Kelly's Family era I'm in love with an alien aia? Nu poți să furi melodia aia. Băi, i-a luat un CD-ul, în afară de carcasă. Stai, ce ai furat de la micuțul? Adrian Cuțu dă ce-a furat, l-am furat... Toscanelu. A luat un pachet de țigări de foi, care nu le găsea în Suceava, nu eram în Suceava în turneu atunci, și le-a luat ăsta și a luat una, zic, ia una și lasă restul. Era ultimul lui pachet. Pe drum am mai luat una. Am ajuns la bunică sa acasă. Am fumat cu babe. I-a dat, dar nu că i-a fumat, i-a dat, era o babă. Ce frumos miroase ciocolată. Ia! Era tantele în zucă, vezi cum fuma tantele în zucă, fără dinți, așa trabucel de la... Făcea, tata! Mai era una! Mai era una și a zis, te rog eu mult, fumează-o și pe asta, măcar nu o să știe unde e pachetul și aia e. Și m-am dus, l-am lăsat pe el la crâșmă, m-am dus să-l iau pe micuțul, l-am lăsat la crâșmă, ăsta cu pachetul gol pe masă. Nici o treabă, zic, bă, tu ești... Scandal și nervi, aproape sau... Man, oribil. Dar nu știu să fur, adică... Nu știe să distrugă dovezile. Adică mă semnez pe peretele tot. Genul ăla de hoț care vrea să fie prins. Da, cam adică așa. Adică să știi că am fost acolo. Da, da. Orice prost a trecut. Da. Ce-ți notezi? E la ca la psiholog, eu sunt obișnuit. Întrebări pentru mai târziu. Deci una a plecat acolo. Următoarea întrebare. Care e cel mai, care se gândește cel mai puțin la bani? Care e cel mai puțin interesat de partea asta, de aspectul ăsta? Dintre ei doi, dacă e să aleg, clar Bucălaie. El se gândește foarte mult la bani. Foarte, deci nu că e vizionat. Ah, crede, el, da, adică el îl scoate între noi. Starea lui de spirit e, depinde, dar da, clar. Da, păi el scos, pe mine n-am cum să mă votez, deci pe tine te votez. Da. Adică dintre ei, doi până. Eu mă gândesc mai mult la bani decât el? Nu, mai puțin. Cel mai puțin. A, mai puțin? Cel mai puțin. A, da, Bucălaie. Da. Suntem bine. Bucălaie. Și voi doi pe el, nu? Păi eu, dacă nu pot să mă votez pe mine, clar pe el. Da. Nu, eu îl votez tot pe Cortea și zici de ce. Ăsta trebuie să-și ia apartament acum. Trebuie să-și ia o mașină mai mișto. A început să... Ce-i mașina mea? Stai puțin! Da, bă! Bă! Da, bă! De unde le scoți pe astea, bă? Ce fain că tu nu ești cu el zilnic, să vezi cum aruncă chestii random așa. A început să-l influențeze Cuza la îmbrăcat și a început să-și cumpere haine. Votează-mă pe el, deși eu, carte! Înainte nu-și cumpăra, înțelegi? Așa. Să se aranjeze că ești dimineața la televizor, să nu pară buhăiși, așa, știi, să aranjeze. La linie, ce? Și ce? Ce pentru astea toate trebuie bani. Și se gândește non-stop la bani. Că vreau. El, în schimb, are casă, are copii. Deja nevastă s-a ținută sub control. Spre deosebirea de-a mea care zbur de toate alesă și am nevoie de bani să o țin. Uite așa face Alexandru. Vezi, votează-mă, dă-mi o carte să avem trei. Nu. Votează-mă! A plecat la tine. Să mor tu că nu mi-ai dat-o! Îți scuip în cola! Mulțumesc pentru sponsorizare. Nu mai dă, n-ai mai făcut-o, să nu-mi dai o carte pe mine. Mă bucur că am venit. Bă! Asta de-abia și-a luat acum o pereche de blugi, nebunule. Pe care nu-i poartă toată noaptea.
La jumătatea nopții se schimbă înapoi ca să nu-i tocească. Bă, aia care le poartă pare, de aia și-a făcut mărci, ca să le poartă pare că sunt mai ieftine. Nu, chiar nu. Următoarea întrebare. Pentru cei trei prieteni de la această masă, eu v-am zis că ușor, ușor se scindează treaba. E, dar ce se face? Suntem în curtea școlii și se fac echipele. Care este ultimul ales în echipă? Clar, Bordea. Clar, ultimul. De ce? Eu. Nu sunt acolo, eu întârzi. Dar nu cred că, la asta cred că se referă. Nu, nu se bazează nimeni. Dar nu, dacă îi dai mingea, dă gol la tine. La prima variante a lui, nu e acolo, la timp. Ori a doua oră, oricum e plus, că nici... Mă iau cu altceva, da, știi? Adică... Da, da. E pe telefon, se joacă Candy. Sunt genul de om care mă împrătrăiesc cu echipa adversă, adică eu îi empatizez foarte tare, știi? Și dacă te văd că chiar îți dorești mingea, ți-o dau. Știi? Adică n-am de astea să o țin doar pentru mine. Ia-mă mingea, pentru că cred că la un moment decisiv o să-mi întorci favorul, știi? Și o să dai pe știi lângă, că asta în termeni de specialitate se numește blat. Blat, da. Blat. Da. Eu sunt cu blatul. Okay. E foarte clar. Doar dacă mai are ceva nevoie. Păi luați voi cărți. Poate câștigă la care n-are cărți. Da, că așa e jocul. E foarte posibil. Nu știu care e. Hai să vedem. Care ar putea spune acum cel mai bun banc? Nu știu niciun banc. Bucălai. Bucălaie pentru că se trezește dimineața și e bucătare acolo și bucătare știu bancuri bune. Băi, sunt informații random care se leagă într-un timp. Oamenii care fac ostropel, oamenii care lucrează în bucătărie au nevoie de viață și ascultă bani. Mă rog, viață, bucătare. Zi-mă că tu știi bancuri de alea bune. Zi-mi domnul că o să facă. Și eu votez bucălaie pentru că noi am mai jucat cu el Warzone pe vremuri în pandemie și așa și tot timpul venea cu câte o glumiță, cu câte ceva. Hai, merită-ți cartea. Bancul meu preferat. Uite, eu n-am niciun banc. Abia aștepta. Dar e cu puțină fizicație, mă dau puțin în spate așa. Yeah. Deci așa cu un polițist la locul accidentului. Era așa. Da. Una bucată mână dreaptă pe partea carosabilă. Da. Una bucată picior stâng pe partea carosabilă. Una bucată cap pe trotil. Una bucată cap pe trotan. Una bucată cap pe troten. Una bucată cap pe partea carosabilă. Este! Ezmărez! Sunt curios cum o să tratați această întrebare. Yeah. Venind imediat după asta cu bancul, le-ați amestecat, dar e bine. Care dintre voi este intrinsec cel mai amuzant? Oh. Hai să demontăm cuvântul intrinsec. Adică de la natură. Sine, de la natură. Bordea. Bordea, orice, da, nu, e clar. Deci când n-are chef și n-are stare tot, nu se poate obține, nu. E un mecanism pe care l-are și l-a dezvoltat din copilărie. Așa, chiar și după aia și l-a și antrenat prin prisma misterii. Și de-aia nici nu poți să crezi jumătate din lucrurile pe care le spune, că exagerează. În orice fel de orice moment. Nici orice. Nu știu toată dacă am trăit sau nu. Nu știu, frate. Eu jumătate de zi de ieri, eu am inventat-o în capul meu, nu știu. Ce am făcut exact. E un mecanism de apărare. Eu ieri seară era să prind bun iepure în lesă. Da, nu, this is true. Asta e bune. Da, a fost chiar. Da. Vezi? Mai știi ce? Era cineva în Nisa cu un iepure în lesă pe stradă. Unde în? În Nisa. Ah, ok. În Nisa a fost ieri. Și după ce vreau să prind iepure. Vreau să și plecase. Păi și iepurele ți-o împăia? Ți-o împăia iepure! Și mare, unul mare! Ce-a lesă așa? Ce-a lesă așa? Păi normal mă că iau iepuri în lese dacă n-au maidaneze, pisici maidaneze. Îți permit să ieși cu iepurile pe stradă. Da, bravo. Și făcea ciuprele?
Făcea... N-am stat. Mai știu, se săruta cu un om, mi se pare că când am văzut un om. Iepurele? Iepurele se săruta cu un om. Aici, vezi? Aici deja aici, aici deja m-am dus de ea, adică da. Mă duc așa. Dacă da, a fost detectabil, adică n-a fost ea. Și peste un an, o să vezi, peste un an cum se transformă. El tot le încearcă și vede ce se pupă și atunci peste un an ajunge... Un rep, un iepure care plimba un om în Nisa. Bă, dar omul mare, alb, așa, gri. Am vrut să mă prind cu el, da? Ai, mă, nu e bun așa. Nu? Ieri. În Nisa am văzut un iepure care plimba un om în Nisa. Și era mare. Și iepurile vorbea perfect franceză. Și a zis, ok, se trei joli. Și iepurile a zis, oui, oui. Ok. Ok. Dar vezi, uite, eu nu mă crede lumea dacă zic asta. Ai filmat-o? Ai filmat-o, nu? Am filmat iepurile, dar nu știu. Filmat iepuri. Care dintre cei trei prieteni de la această masă este cel mai iubit de către micuțul? Cortea. Eu știu, eu zic Cortea pentru că au fost și în aceeași clasă, știi? Adică au împărțit și 4 ani de facultate și chestii de genul ăsta. Plus că ăsta poate să-l bată. Nu, băi. Poți să-l bați pe micuțul? Da, asta... da, și asta îl face pe el să-l iubească. Păi poate în termenii lui, cum am descris mai devreme, cum era asta la el. Asta înseamnă iubire, da. Trebuie să vorbim la terapie despre asta. Vezi că vezi cum am tradus-o? Da. Nu, glume, pe el, deci au împărțit și 4 ani de facultate și, na, te leagă chestia asta ca și... Că ei sunt trei prieteni, la fel. Și eu, și eu m-aș fi votat pe mine, dar pentru că nu pot, l-aș vota, îl votez pe... Da. Oricum e și fratele lui, că și asociatul lui și astea tot. Adică dacă ar fi să plece cu unul dintre ei pe o insulă pustie... Nu! Să zicem... Vezi că m-a ales pe mine ultima oară. Da, ales da, pe tine? Cortea. Da. Vorbim serios, la AFG, m-a ales pe mine, că a zis că sunt mult mai amuzant și mai interesant. Nu pot să cred. Știu că eram acolo. Era acolo. Dar muriți de foame amândoi ca proști. Pe tine. Bă, și tu te oftiști mult. Bă, pe tine. Ești Cortea și tu, da? Da, Cortea, da. Toată ziua. Și mă, te iubești mai mult. Pe mine m-ar fi luat de distracție, eu sunt iepurile în lesă. Dar și eu îl iubesc. He's my brother, he's my bear. Nu știu ce notează. Lasă-mi vedea la final, taci din gură. Nu poți să citești ce notează. Eu nu știu să scriu așa de repede. Și scrisul meu e dubios rău. De el scrie un amestec de diacritice. Voi vedeți că scrieți doar la voi? Da. Cortea. Tu ești special. Da, mulțumesc. Să mă... Am crezut că mi-a luat gluma. Hai să scrie și la tine. S-a speriat. Hai să mă pe la carte. Seamă nimeni în carte, liniștești. Doar că un cuvânt a scris la tine. Un cuvânt cu aia. A scris nectarine. Aia ca să nu uite mâine să-și ia nectarine de la piață. Deci crede. Care ar putea fi cel mai bun cu har preot și de ce? Wow. Nu pot să mă votez, dar m-aș vota. Bucălaie. De ce? E curat, mă. E am curat. Și am voce. Cine poți să... Plus că poți să chemi menoria și cu sunete de cocoș. Da, poți să vă... Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Și cocoșul la final. Cocoșul. Le rupe pe babe la asta. La asta le rupe pe babe. No. Pentru că le trezește dimineață să vină la slujbă, știi? Buricul meu a fost cântăresc la biserică, mă duceam acolo când eram mic, cântam, adică știam cu prohodul, cu toate astea, cu... Și atunci a venit sacă de rând și a spus... O dată. Și a vă, Doamne miluiește, plus că... Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește și păstrează tu ce-i bucă. Plus că deja arată ca și cum ar fi preot. Da. Ok. Ai încredere în el. Deci, da. Nu, da, el, clar. Suntem de acord că... Noi suntem mult prea sataniști pe, da, nu, pe da, lângă da. El, noi suntem... Am făcut amin împreună, da. Cred că sunt mai cute pentru doamnele în vârstă decât tine. Mai cute pentru doamnele în vârstă? Ăsta rupe la bătrâne, nebunule! Păi, pe porno, mă, dar nu pe ascultat!
Nu mă, pe ascultat. Pe ascultat, mă! Tu știi câte babe l-au luat în brațe cu forța? Orice rezolv, dacă e o doamnă, orice, deci nu există. Da? Cuvântul meu, e ceva incredibil. Nu știu de ce. M-au și crescut, m-au crescut trei femei, adică bărbații nu au nicio treabă cu mine. M-au crescut și am chestia asta cu femei, nu știu de ce. Da. Deci, dar le plac foarte mult, le înțeleg și le ascult. Păi ochii perversi. El are și privirea blândă și așa. El e ca un motan la seminar, știi? Dacă ea la seminar ar fi avut un motan. La gridurile care, păricele de pe picioare. No, tu ești preot bun, tu ești chiar un preot bun. Da. Ești venită de la țară, vreau să împarc străinul la tine în gară. Știi că îi place să cânte. Ce da, e la pucă. Ok. Ai două. Ia, a scris și lapte. Lângă mandarină, lapte, cereală. Unul dintre prietenii de la această masă trebuie să o înlocuiască în trupă pe fetița Zurli, care e cel mai potrivit. Călai. Bucălaia, da. Da, călai. Clar, se prostește, la, îi place da. Să se prostească. Da. E o fetiță, e o fetiță foarte da. Bună, adică când vrea. Și iară, deci. Când vrea, ce faci? Aia cu ristei? Nu, cum adică? Ce? Deci hai, aduceți argument. Ai poza aia, ai poza aia, da, gata, mi-am să aminte. Are poza îmbrăcată deja în fetița Zurli, da. Deci a, tu ai deja El e deja fetița Zurli. Are da. Fetiș deja cu da. Da, e, da. Bine, e o informație confidențială, știi că fetița Zurli nu mai e. Bucălaia o să fie în locul ei acum. Eu am dat casting, sunt semnat pe o perioadă de probă da. La gașca Zurli. Și ești băiețelul Zurli, nu? Încă nu ești, nu, fetițul. Nu, fetița. Fetițul Zurli. Fetițul, nu, rămâne pe fetițul, că da. Nu putem să fie băiețelul, că trebuie să rămână cumva firma da. Acolo. Da. O fi cu tanti prezentatoarea, rămâne. Nu, Bucălaia, clar. Ia-ți cartea, deja ai trei. Bă, ești nebun, ne-ai egalat, mă. Da, mă, avem trei, mă, bă, cum e viața asta, mă. Deci tu stai. V-ați bătut ciocanul de mine deci, tot începutul. Bancuri, ăsta. Preot și fetița Zurli. Următoarea întrebare. Care are cel mai sensibil și generos suflet? Nu putem să le separăm? E sensibil și generos. Nu, mă, adică altruist, așa, nu? Adică om, da. Altruist, mă. Mai! Cel mai, da. Da, eu merg pe Cortea. Și argumentul suprem la a-l vota pe Cortea sunt cei doi copii ai lui. Adică dacă n-avea copii, nu știam, nu știam pe care să votez, dar având copii, cred că el are o deschidere mai mare și o înțelegere mai mare asupra acestor concepte decât domnul din stânga. Eu pe Bucălaie pentru că ăsta are copii și la el copii sunt pe primul loc, știi? Adică nu ți-ar, el n-a avut niciun argument și s-a legat de ceva ce am zis eu. Asta pur și simplu n-a avut ce să zic. Nu ți-ar da care... Deci ești al șaptelea la rând. Adevărul că Bordea mă știe bine, da. Adevărul copiii pe primul loc. Nu, adică nu, îmi place să ajung oameni și așa, dar și eu, dacă e dintre voi doi, tot pe Bucălaia aș merge, da. Sincer. Că e mai, ești mai... Sensibil, mă. Păi vedeți așa, bani, știi, și cum vine el. Mă vedeți golan, cu zaruri la gâși așa și gangsta și inisebi și așa, dar omul să știi plus că... Plus că ne-am prins că care are mai puține cărți câștigă și atunci vrem să dă doar. Bă, nu faceți asta. Bă, ești bun la suflet. Și era vorba sensibil și bun la suflet. Ești un băiat sensibil și bun la suflet. Asta are copil și familie și primează. Vorbesc serios, adică la așa. Eu sunt prea crăpat, coaie! Prea crăpat! Ești un bibelou lipit, picătura. Eu de asta convideam că el acum știe, adică având copii, nu știu, s-a atins un punct. Dar nu, el ce zice că dacă ar fi să, dar numai na, e un pic trică, el zice că bă, clar că ai luat... ale copiii prind, da. Da, asta e logic, dar asta nu înseamnă că nu am empatie sau nu sunt oameni. Da. Se merge la următoarea întrebare. Care, vreau să citesc pe trei rânduri, care ar fi primit ca un frate într-un trib african? A, Bordea, clar. Bordea, clar. Clar, pe distracție. Alalalalalala. Na, nu, pe alcoale, ar face ceva din frunze de bambus, ceva alcool. Ar, nu, ceva ar fi, na, clar. Clar. Da, aș vota Pănelu, Cortea. Zici? Aș vota Pănelu. Nu l-ar lua, că ar fi Piața Rea. Ar fi... Tu de-a știa că pula mea că-s Piața Rea în Africa? Nu, pop, 25 de minute. Nu, 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 pe zare, pe zare, pe zare. 25 de minute când e ca largă o zebră și tu ești în partea cealaltă la un copac.
Hai, dar-s distractiv în pula mai, că ți-e foame, dar râzi! Dar tot l-ar lua să-i taie gâtul ca sacrificiu, știi? Ah, da. S-ar juca capul tău fotbal, ești nevărat la cap. Și ce-ar face în prima dată? Tablou, că e, uite, și tatuaje frumoase. Păi, Nelu, ori dacă nu ar fi bun de nimic, să zicem că ar fi prea alb pentru el, măcar l-ar mânca, ar face să mănânce. Da, și tot Nelu care se ține bine. A, mamă, ce se ține, ține bine pe ciomag, de copaci se ține bine. De, stă bine pe liană. Adică dacă e să fie nevoie de o liană, știi? Cade o zebră într-o râpă și e nevoie de o liană, are băiatul. Trebuie doar să te uiți oacheș la el și se lungește o funcție. În funcție de... Fata-fata o știi pe liană? Așa, deci merge la... Ia-ți... Ia-ți legitimația de pulă mare și du-te în Africa. Auștul ăsta! Deci pe bune... Deci dacă a alergat zebra, eu ce? Ceva? Și mai zis tot trebuie și ăsta făcându-i să râde. Ei, bine ați venit! Care e faza cu zebrele? De ce fuge? Hop, hop, hop! Hop! Nu, dar ai dreptate, i-aș sabota. I-aș sabota just for fun. Care e cel mai bun la sportul de a zâmbi și de a sta de vorbă cu o persoană pe care nu o agrează? Până mai vă gândiți. Păi, eu lucrat la Capatos. Păi da, înainte, înainte făceam... Eu sunt obligat dintre ei doi, că nu pot să mă votez deci, pe mine. Înainte... Asta mi-e din casă. Să zic, înainte făceai asta, dar acum numai de când faci terapie și deja nu mai... Înțelegi și terapeutul, nu mai fii yes man la orice chestie și nu mai înghiți orice, nu mai ești așa. Erai înainte. Mersi. Erai. Da, okay. Și mă bucur, bravo, bravo, okay, bravo, okay. Bravo, bravo. Pucălaie, pucălaie, e fals, e fals. El e super sensibil și generos. E fals, e fals, e fals. Ești o piață, dacă luăm așa, situația e pe următor. Suntem în context social, nu cunoști pe acel cineva cu care trebuie să vorbești. Cine comunică mai bine, da, cine face smol, tocmai mai mult. Cine are răbdare, nu? Să zâmbească și să fie, știi, da. Diplomat, da, e așa, bucălai. E clar bordeaux, clar bordeaux. What the fuck, nu? Eu nu, și eu pe bucălai, clar. Bucălai, vă vorbesc. Tu ai mai multă răbdare, dude, nu mai am răbdare înainte. Da, așa este, tu aveai, eu nu mai am răbdare. El când e, aduți aminte, tu m-ai calmat de multe ori și când eram pe la România Roșu, la așa, ziceam, lasă, când vroiam să zic chestia sau așa, ziceam, da. Când, na. Tu ai cerut-o în brațe pe doamna Roli? Roli. Da, Lorena. Tu stai să mă căsă așa, băgat. Nu, dânsa mi-a băgat cap. Nu eu, că nu-mi permit. Bă! Dânsa a venit pe la spatele meu. M-am dus către dânsa. Băi, te rog, dă-mă. Deci tu ești unul dintre puțini oameni în măsură să spună că-s natural sau nu? Treci mecherii României! Da. Norocoșii și m-a luat de cap așa și am intrat odată. Aveai plin de schimbici de acolo, era tot. Ce-i pe acolo? Sunt căprioare? Ce? Nu pot să zic. Poți să ne descrii peisajul? Că nu l-a văzut nimeni niciodată. Deci da, bucălaie. Da, bucălaie, da? Da, da, da. Bine, bine. Care este cel mai imatur? Hei! Oare? Răspuns final, Bordea. Bordea, toată ziua, all păi day. Păi cum, mă, că ai zis cum, că și-a revenit, că... Așa revenit, că nu mai... Terapii, e mai sincer, că... Da, e mai sincer. Dar imatur, serios? El e cel imatur? Mai imatur, da. Dă-mi un exemplu de imaturitate, un gest imatur. Nu se descurcă în orice context de maturitate. Hai să luăm de exemplu birocrație. Orice pas birocratic pe el îl lovește foarte tare. Dacă simt... Fă la tax și impozit alaltă. Ultimul, săptămâna trecută am dus actele de la bancă. Care a fost... Ca să registrez motorul. Intră pe conversație cu Bordea. Și care a fost conversația... Deci, a, dar era de lei, nu era... Nu, iertați-mă. Bă... Cum se transformă din lei în euro? Se mulțește suma sau cât e un euro? Sau se împarte? Asta un om matur întreabă, îți dai seama, nu? Era un om mega matur. Eram în mașină, am vrut să am o discuție cu prietenul meu bun despre chestia asta. Și eu am răspuns. Și după aia i-am zis, hai să-și pula că caut convertor pe Google, că m-am plictisit. Era simplu, adică era la prima mână. Că trebuie vorbi cu un vrăjitor de grad 3, că altfel nu, adică știi, numai așa transform lei în euro. Hai să-i pune repede o provocare. 200 de euro. Deci, asta... Ce? În lei. În lei? Dar eu nu mai...
Eu nu mai uit la... Cât e euro, bă, nebunule? Nu mai uit, mă, îți dau și gata. Da. 10 milioane, cât e? 12 milioane? Dă-i două. Ori, cât e, bă, 5 lei euro, 5 lei euro? Mie mi se pare că tu ai tratat foarte matur acuzațiile. Foarte matur, nu mai pot să fac. Așa că o să-ți dau totuși cartea ție. Lejer, mai dă-i una mai mare. Da, chiar nu costă, mi-e lene și vreau să-i distrez pe ei din când în când asta, ca să-i scop pe ei din, din penibilul cotidianului în care băltesc ăștia doi în fiecare zi, dar în rest... Că știam că o să râdă. Uite, uite, mă! Stai că eram, eram și... Stai, eram în Lyon, când ai zis tot așa, era, bă, când fac factură, trec, cum fac cu iba, îl trec... Unde trec? Nu, rou. Trec rou la ciful, ciful la ăsta sau îl trec al meu sau al lui când îi plătesc? Zici, bă, eram, Doamne... Era Swift, codul Swift, era cu totul altceva, era prima oară. Ai zis de erou prima oară. Îți greșesc ceva din bani, înțelegi? Și era codul Swift ca să vadă că nu-i... Voi vă dați seama că l-au furat la bani de-a lungul timpului și el nici nu știe că l-au furat. Mi-a dat 300 de lei. Până ți-am zis, mă, 200 de euro, a ta vine. Deci 200 de euro, 300 de lei. Jur, a zis săr managerul, jur. Ce dracu, crezi că te mint pe tine? Gata, frate, te cred. Îți dai seama că te-au tras cu el? Unu și-au făcut case, mă. Aolea. Să fie sănătoși, bă. Nu prea-ți mai nimic cu 200 de euro în zilele noastre. Ce-ai, mă, de ce mă duc la mega și cum las 200 de euro? Ce-ai luat, mă? Pui, mă luam pâine, țigări, toate mele. Te mă luam motor acum de 250.000 de euro. Cât mai mă o casă? Câteva milioane. Nu știu, sau așa, așa mi-au zis, mi-a zis ăla. Bun. Mamă, câte cărți mai am. Mă rog, aici all time, adică, na, știu că e un subiect la modă, dar care a fost părăsit de cele mai multe ori? Ei, uite, cortea. Cortea. Asta n-am nicio relație cu la nevasta. Da. Prima relație serioasă. Da. Eu eram mega șmecher înainte de a nu mai fi. Stai, mă, și înainte tu ai părăsit sau n-ai, nu ai și fost? Comun acord. Da, era așa un fel de știi ce? Știu ce. Nu. Cortea. Nu o lăsai să zică și atunci nu se punea. Nu o lăsam, plecam, da, eram... Mă rog că da, cortea. Ca prost. Dragostea că da. De fiecare și pe tot plecau, că mă, eram, dădeam tot, deodată și pe plecau tot. Și el, da, el e mai cumințel, așa, și de l-aș fi votat pe el. Hai că l-aș votat pe el. Îl tot votez. Păi nu poți să mă votez pe tine. Da, și noi doi te votăm pe tine. Noi pe tine, da. Sunt părăsibil. Până când păi și ce, bă, care erau? Bă, de cum îți dădeau papucii? Mă las, bă, mă înșelau de obicei. Am avut una, am ținut-o în braț, eram în parc și mi-a trimis poza. A venit vânător. Și a ținut-o, ținea pe altul de mâine. Bă, jur, mă. Stai, mă, nu, deci n-am înțeles. Deci tu erai cu ea în parc. Deci eu eram cu ea în parc și mai era un prieten și vorbeam cu ea și ea zice, așa, ți mai trec unul de mână, așa, din ghișpe aia, că mă uitam, trecea mâna și mi-a zis după aia. Da. E, bătaie de joc. Ăla era prieten cu tine? Nu, ăla nu. Străin, lua străin de mână. Nu, mă, eu eram... Dar sigur le căuta mâna? Ce căuta bancă cu voi? Păi era coleg. Ah, ok, clasă, și avea o combinație pe lângă. Da, mă, da. Și ți-a zis ăla după aia de ce? Mi-a zis prietenul meu, nu, mi-a zis prietenul meu. Zic, bă, poți zi? Tu câți ani aveai la faza asta, liceu? 16-17 ceva. Și cum ai, cope? Am suferit, am plâns, că asta făceam tot timpul, că eram foarte băbălău la din astea și am mers mai departe. Și uite-mă acum. Da, uite-l acum, mă, are casă în tunare. Da. Proasto. Uite acum, vii la sala Palatului pe 1 și 2 aprilie, nu vii, că n-ai invitat. Dă-i, mă, invitat. Da, mă, dă-o morții. Dă-i și ei și lui ăla de... Da. Dar chiar ziceți cu... Gata, am înțeles, deci asta pleacă la tine, cartea. Da, da, da. Și ziceți cu sala Palatului. Așa, avem sala Palatului pe 1 și 2 aprilie. Acum și ca, mai sunt... Săptămâna viitoare. La prima sală pe 1 aprilie nu mai sunt multe bilete, mai sunt foarte puține bilete, mai sunt doar pe 2 aprilie ca lumea, dacă să vină lumea. Și vă așteptăm cu drag că e super show. Da. Super, super show. Cine participă, băieți, la sala Palatului? Păi, pe 1 aprilie avem așa, Bordea, Cortea, Bucălaie, Gherghe și Paul Savo, iar de vii pe 2 aprilie îi vei găsi tot pe Bordea, Cortea, Teodora Nedel cu Bogdan Drăcea și cu Teo Ioniță. Hai, ia și tu bilet acum, nu o să ratezi. Acum nu știu care e... Și pe tine de ce nu te-au băgat și la a doua zi? Pe el?
Nu știu, întreabă. Pe cum, e fetița Zurli, are, e în turneu acum, e cu Gașca Zurli. Vezi, prieteni adevărați, vezi? Cine mai primește o carte pentru treaba asta? Ai luat cartea înșelatului, nu cred! Mă îndrăgosteam, bă, mă îndrăgosteam. Și când am început să nu mă mai îndrăgostesc, atunci am început să fac corelații. Așa e, eu asta am de gând. Așa este. Eu învăț de la voi. De la eu. Lasă, pot să fie bine. Nu am spus să se țină de mine. Lasă, ne cumpăram cadouri, nu? Ca mine. Cumpărat tot felul de cacaturi de gabion. Nu, mi-e stres. Dar cât timp ai fost cu ea când ea făcea gestul ăla? Drag, mai știe. Ani sau... Nu, săptămâni. Mai în liceu, cine avea bani, grații de ani? Era test de săptămâni, de, teze. Luni, de, din asta, da. Ok. Ok. Ți-a trebuit acolo colorat. Da. Care stă cel mai mult pe telefon? Border. Border. Eu. Clar. Da? Clar. Păi, deci, om de afaceri. Când ești om de afaceri, trebuie să stai biluțele, pe telefon. Și crește biluțele. Nu mă, transformă euro-lei. Investitor în Candy Crush și în haine. Adică caut ori, face, ori îl vezi da. Că face așa, dacă apas, face cu degetul așa, e Candy Crush. Da. Dacă vezi că faci, sunt haine. Am așa fi gândit la asta, așa e. Deci dacă fac așa, da. Biluțe. Da. Dacă fac așa, haine. Da. Okay. Da. Și dacă fac așa, femei. Bă, dar tu mai joci Candy Crush? Adică... Nu, mă joc Royal Clash acum. E fix același lucru, doar că acum e cu un regi, știi, e o schimbată. Și mai are încă unul tot cu biluțe unde face mașini. Fac mașini acum, am încă unul cu biluțe, da. Aia e recompensa că construiește mașini după ce... Pentru că eu am un creier foarte agitat și dacă nu mă joc biluțe, o ia pe arătură. Vorbesc serios, da, de-aia ești bun ca președinte, ai dreptate. Da. Care a citit cele mai multe cărți? Bordea, da, și eu merg pe el. Dar nu an, din alea utile, aici ai, adică... Bă, dar nu putem să mergem până la capătul cu un compliment. Bă, trebuia de cărți, el, da, a citit mult de mult fantasy, mult sci-fi, dar mai mult fantasy, care el l-au ajutat în principiu să treacă timpul. Și să abereze da. La orice chestie. Adică și de dezvoltare personală am citit foarte multă și de asta, da, De Gaulle, Gogol, Muian, Steinbeck, Dostoevski, cum cheamă pe ăla, cu romanul Foamea. Un lapsus. Știi romanul Foamea? Da, nu știi. Știu, știu. Așa, bine. Knut Hamsun. Knut Hamsun! Așa, bravo. Knut Hamsun. Așa. Și o grămadă de alte chestii. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, știu felul de chestii. Adică, da, nu le rețin, nu le rețin. Eu doar le citesc și le las acolo, știi? Ok. Mai departe. Hai! Care e cel mai probabil să aibă o casă memorială pe care să scrie peste 100 de ani aici a glumit... Tărică. Casă memorială, cred că Bordea, aș zice Bordea. Da. Că e pitor, adică toată lumea știe, tot Irene, toată lumea știe de... Casa aia, adică numai aici eu a fost bătut, a plâns și a râs Cătălin Bordea. Aici a fost bătut. Da, și merge pe Bordea. Da, da, păi și eu tot pe mine că cred că mi-o fac singur la momentul ăsta. Aici s-a... Aici s-a simt. Bun. Aici se juca biluțe. Da. Mamă, câte cărți are Bordea, nu, de fapt. Care dintre cei trei prieteni este cel mai romantic? A fost foarte romantic, acum nu mai e. Bordea, deci tu ai fost foarte romantic și acum ai învățat să nu mai fii. Păi eu sunt în continuare, doar că nu pun în aplicare. Eu nu mai pun în aplicare, dar eu sunt în continuare. Eu sunt un romantic adormit în momentul ăsta, înțelegi? Okay. Am nevoie doar de o femeie care să trezească celula adormită, știi? Nu, eu merg pe cortea. What the fuck? Coe! Du-te în pula mea! Deci nu, refuz aici! Bă, de Sfântul Valentin, de Sfântul Valentin a refuzat. Stai, mă, că de Sfântul Valentin a refuzat să ia flori soției. A zis că el ia șosete. Dar fii atent. Tocmai, tocmai. El a zis că el îmi demonstrează argumentul. Deci fii atent. Nu i-a luat, de Sfântul Valentin nu i-a luat nimic. A zis că i-a luat el niște șosete acum două săptămâni. Și a luat ea trei pâini de la pâinea lui Dumnezeu. Și gata, e regulă, înțelegi? Așa. Deci, după aia. Dar așa. De ziua. De așa. Aia e mai super. Bă, nebunule. Lasă-l să zic. Tu dacă
dacă stai pe plajă ca femeie, eu stripic, eu trimit cârtițe dresate în pula mea care se ia să te poarte, să te ia de pe spinare așa cu tot cu șezlong, să te poarte în pula mea până unde îți proiectez eu cât de frumoasă ești. Tocmai de-aia nu te botezi. Îți proiectez din pescăruș, salivă colorată de pescăruș care curge așa și îți face numele tău. Tocmai de-aia nu te botezi, pentru că tu pui preț prea mult pe financiar și pe material. Bă, romantic, tu știi ce faci? Tu știi ce faci? Da, bă, e o sârmă! Da, treci pe aici, e o sârmă, o sârmă ruginită în formă de inimă și aruncă eu mă așa și zic. Asta zic, tu îi dai caracatițele și zici gata, am fost romantic. Și nu, nici mă gândesc, tu vorbești cu cineva ca să rezolve să facă aia. Zi-mi un gest concret, nu cârtițe, romantic pe care tu l-ai făcut în viața asta, mișto. Și să n-aibă legătură cu ce valoare financiară are gestul respectiv. Bă, o să vă zic, dar vă căcați pe voi. Hai. Că acum o să vă înghițiți vorbele. Ne înghițim, acceptăm. Ultimul cadou romantic care l-am făcut a fost pentru fosta. I-am făcut un album, am luat niște poze care nu erau publicate pe Instagram și așa, instantanee, când dormea, când nu știu ce, când gătea, când așa. De alea, știi, așa? Și la fiecare am luat-o, am scos pozele, am luat un album, am mers să scos pozele așa și la fiecare am scris câte o calitate pentru care o iubeam pe așa. Și am dat de ziua ei și am făcut fiecare. Nu, e frumos. E bun. Frumos. Da. Nu, și e natural, simplu. Da. E bun. Sugeți plom? Da. Sugem. Accept. Asuma. Primez. Ok. Deci? Da. De-o... V-am zis. Da, nu știu, îl votez pe Bordea, că săracul nu are altceva. Bă, nu mă luați ca pe un caz social. Stai așa. Dacă ar fi să votez pe cineva, l-aș vota pe ăsta. Pe tine. Între voi doi pe ăsta l-aș vota. Pe ăsta l-aș vota. Eu, din păcate, n-am caritatea asta deloc, adică la el aș băga mâna în foc, că dacă îl ia falul, ia o bucată de slană, seara, pun o lumânare în ea și aici suflă. Nu, dar eu... După aia se freacă cu slană. Să ne înțelegem, de când sunt copii și mult mai agitată lumea noastră, nu, dar eu, dacă o întrebați și pe Elena, eu eram foarte romantic. Zine un gest romantic pe care l-ai făcut tu înainte să fie copii sau... Nu știu, dar tocmai că eram, pentru că n-aveam bani. Asta e de aia cu nu știu, nici nu-s de aici. Nu, făceam o grămadă. Eu și uit, eu știu că eu uit și niciodată nu pun preț pe ele. Adică nu rămân în creier pentru că pur și simplu le fac. Adică nu le stau să le mangi. Dar uite, și voi aveți vreo 2-3 tablouri sau mai multe din alea cu poze instantanee cu voi. Da, tot eu le-am făcut atunci, că noi tot la 5 ani, că deja suntem de 19 ani împreună, tot la 5 ani fac un tablou de ăsta cu tot așa, cu poze. Uh-huh. Adică făceam de mult ce faci. Și cred că de la mine te-ai inspirat, mă, că mi-ai cur. Acum stai, că nu e ideea de pe lume. Nu e chiar. E ceva drăguț. Îi dăm la Bordea. Dar nu, Bordea clar. Deci la Bordea, da? Da, să-și asume. Chiar sunt. Este. Care este cel mai sarcastic? Eu zic că Bucălaie. Ce da, Bucălaie? Tot timpul e cu ele acolo. Și îi place. Doamne, ce mai place. Așa zic, da. Accept. Nu scap, nu trece nimic de el. E... Iar ce și vede tot timpul latura asta penibilă la ceva și... Și... pâine. Da, ăsta e. Da, merge direct la el. Părinții căruia au fost cel mai des chemați la școală. Vă rog! Păi... Aici, eu mă sfumez o țigară. La discuția asta, eu mă sfumez o țigară, că... Pândinți, sau cum pândinți? Cum le zice? Cum le zice? Pândinți. Nu, păi, astea sunt mituri, nu există pândinți. Patenți! Eu mă băteam și făceam... Nu, la mine nu au venit. Nu? Ai lui n-avea cum să vină, că nu erau... Că nu știam... Eu îi chemam, dar îi chemam așa. Bă! Părinți! Fiți părinți! Cineva părinți! Se mai ducea vecinul, că zicea, ai timp să duci mâine. Dar nu, pe mine mă băgați asta, că eu n-am avut. Ai cum s-a dus să îi împulă cu satelitul, mai bine era în altă parte. La ședințele cu... Apropo, zi, mi-am să aminte. La ședințele cu părinții mă apărau mamele celorlalți colegi. Callback, da? Mi-am adus aminte. Te plac, deci femeile vorbesc serios, mă apărau toate nasoale le făceam. Îți dai seama, tu mă apără, nu, că eu sunt un băiat foarte... Ionuț. Da, Ionuț. Era un băiat foarte cuminte. Cum să ziceți așa ceva despre? Jur.
ședința, părinții, eu aveam doar ședința. Ok. Mă duceam, eu îmi puneam o gustață așa niște ochelari. Ah, o să-i arăt eu acasă. O să-i arăt eu acasă, Cătălin. Ați văzut ce frumos miroase? Ok. Ce înseamnă fiul dumneavoastră luminață? Da. Drăguț lucru. Doamna Bordel. După aia, așa, eu să dă. La cine merge? La cortea. La cortea, mine, da. La mine, da. La mine vin... Eram bully. Ce, erai bully? Da. Câteodată eram, da. Cum ar fi? Ce? Mai băteam. Mai băteam. Mai băteam. Fără motiv sau? Nu, cu motiv. Atunci nu erai bully. Da, adică nu mă luam de nimeni așa iurea, dar mă băteam cu da, dacă se era ceva de noi sau așa, sau băteam. Ok. Cer scuze. Dacă... Ce? Am fost și bătut, dar... Da. Când nu ai fost părăsit, ai fost. De asta ești bătea, rupea mâna aia cu care ținea gagica de mână în parc. Doamne, și mi-am cam de alta. Fiul era la drog, era la facultate în Cluj și ne țineam de mână și am trecut prin fața facultății și m-a lăsat de mână, mă. Asta m-a lăsat de mână. Bă, de să mor, mă. Din mers, te-am părăsit din mers. Bă, jur, mă. Și eram, de ce mă ții de mână? Că probabil plăcea de vreun coleg de aici. Și am zis, păi dacă mă iei de mână, pa. Și m-am zis, mamă, dar tu ce ai numărul? Să ai vrut să ce? Nu, mă, nu știu ce dracu m-a lăsat-o. Mă îndrăgosteam, jur, mă îndrăgosteam și mă dedicam cu totul. Și se panicau direct. Le sufocai. Le sufocam, cred că le sufocam, da. A, și ziceau cu băieți răi de ce? Da. Sigur nu miroși aia balegă? Nu, mă, nu. Bă, nu e ce rușine că eu de exemplu, eu miroseam a balegă pe vremea aia. Stăteam în Cluj, era nu, certa sorme dacă era ceea ce ai. Zic doar, că noi, nu ne spălam pe vremea aia, era straight eight, nu se găsea. În cuiedin, da, poate că, dar nu balegă. Da. Hai să vedem. Care, scuză-mă, ce picioare lungi de fotomodel, ai nebunule. Nu era piciorul. Care are cele mai ciudate întâmplări cu fani fane? Multe ciudate întâmplări. Da, Bordea. Da, toată ziua. De Sky. Da? Le atrage, mă. Le atrag, frate. Zine... Nu mai ții minte pe doamna de la Racing? Foai de capul meu, doamna de la Racing. Doamna deci de la noi Racing. Făceam spectacole la Racing Pub în regie, da? Așa. Și la o dată a venit una 2005, care s-a urcat pe scenă peste tine sau peste cine s-a urcat pe da, scenă? Peste tine s-a urcat peste asta pe scenă. Zi de aici. Și avea o scrisoare și a zis, dați-mi voie să citesc asta. Dar se vedea pe chipul dânsei că ca noi nu e. Da. Că era, da. Și avea o scrisoare și a citit o poezie de dragoste lui Bordea făcută de ea. Nu a prea avea nicio noimă. Eu sunt adevărata ta soție! Asta a zis după aia sus. Asta a zis după aia sus. Și a fost oricum un moment ocori și după spectacol a venit la noi la masă unde stăteam și a început să zică să știi că eu sunt adevărata ta soție. Eu sunt dintr-o altă viață. Da, noi doi... Asta este viața în care noi doi într-un final ne întâlnim. Întâlnim, da. Okay. Ia că călătorise da, între realități. De nevastă. Da. A venit doar în vizită între realități, l-a văzut cu călaie, l-a dat la o parte, că na, e așa. Și poezia dubioasă, acum am primit veselă de la o fată, am primit... Cum? La spectacol? Nu, am primit la club, după spectacol. Veselă? Și aia am primit, carte veselă. De rugăciuni. Am primit o carte de rugăciuni, am primit carte de rugăciuni într-o zi pungă cu Moe, adică Sfântul Moe. Da. Știi? Foarte dubios a fost. Am semnat pe chiloți, am venit și am semnat și pe chiloți. A vrut o babă să te bată la Suceava odată. A vrut o babă să mă bată la Suceava, au sărit bodyguard pe ea. Te trag cu ce? Babele sale dracu, adică nu le înțelegi. Dar era în timpul spectacolului? Era după și am vorbit despre asta, știi? Și am vrut să mă bată. Am primit floreca. Ai vorbit că babele sale dracu? Nu, nu aveam treabă cu ea, deci pur și simplu ne-am luat de la un Caterinca ceva, de la un Skanderberg ceva, că mai făcea asta. Și da. Au fost multe. Multe, da. La mine cu femei ciudate, femei foarte ciudate, da. Da, și acum, în ultima vreme, fucking shit, da. Hello, darkness, yes, my old friend. Am uite la Bordea la a treia pagină, deci... Deci eu sunt atât de la țară de... Hello, darkness, my old friend. Tezaur folcloric, bine. Da, acum recent am primit doar o adresă. Ce am primit un pliculeț așa mic. Am deschis pliculețul mic și în pliculețul mic era o hârtie mică și scria doar, zic, Crucerului 27.
bani. Ca la hotel, știi, când ești la hotel cazat și cineva vine ca în film, știi, ce-ți lasă cartela. Zice, 200. Dăm să căutăm, cum ai zis, Lucian. Nu, nu, că am inventat. Am adresa, o am pe telefon. Nu mai știu care e, măcar. Poate aici, în cartier, măcar facem. Băi, când plec. Dar nici o oră, tot timpul stai acasă, măcar o zi. Când vrei tu, a zis, când vrei tu. Cât are ca număr 27. Și tot toată ziua acasă, fata. Cum nu l-am dat? De maică sa, sărâna... Sărâna, obsedata e, poate să iasă obsedata, să ne jucăm? Nu, că acum faci păpuși vudu pentru listei. Vino mai încolo. Andreea, a venit tu de ei! Ți-am zis să le faci tu programare! Ești, tu care ești? Cătălin! Sau Cătălin. Bordea, Bordea! E ăla, Bornea! A venit Bornea! Ai prins unul! Da. A, la Pepe 6 ani a făcut... E pe veciu! Hai, da, avem o singură băie la noi aici, a plecat la Bordea, mai departe. Care dintre cei trei prieteni de la această masă este cel mai surprins că a reușit în această meserie? Eu Cortea că-i descoperit în ziua. Eu m-aș vota pe mine. Da, el. Că eu n-am încredere în mine din totdeauna. N-am avut încredere în mine și nici acum n-am. Dar nu pot să mă votez pe mine, l-aș vota pe Bucălaie, cred. Nu știu de ce. Putem să facem... top. Și eu tot pe el merg și doar pentru că e prost și nu prea are încredere în el. Da, deci eu avea de ce să ai cu aia. Dar niciodată foarte prost. Păi știu, dar gândește ce ai putea să faci cu full power. Da, posibil, nu zic. În numele comediei! Da, bă, acum nu că ești psiholog, dar ai încercat să vezi de unde pleacă asta? Da, știu de unde. De unde? Da, copilărie, frustrări alea, părinți, niciodată nu ești bun, n-ai să faci nimic, Dar știi că ăsta e parentingul pe care ni-l aplicau tuturor. Știu, doar că eu îl luam foarte serios. Aia, diferă cum o iei. Era și părăsit de toate femeile între timp, acasă nu era bine. Da, da, și asta nu era bine. Și am sindromul impostorului la mine, hulele, mamă, e acolo, n-ai treabă. Dar să veniți la sala baladului, vedeți. Cred că o să fie bine. Sper. O să fii surprins dacă iese bine, nu? Da, nu, că după ce... Când îți faci singur la sala patrului, sper să-mi iasă. Dar voi n-aveți asta de fiecare dată când refaci materialul și ai... Ba da, primele încercări, ba da. Nu? Până le dibuiești în ce direcție să te duci. Doamne, deci, ce puteți să stai, eu mă las acum. Nu, nu cum mă las, ci pur și simplu nu-mi iese, dar nu că mă las. Nu, la întâmplar pot să fac și întâmplărie dacă e la un moment dat. Eu am de jur. Da? Vai lei. Niciodată. Da. Adică eu am încercat întâmplărie și nu mi-a ieșit și a zis, e o comedie, e o comedie, mă țin de asta. La început, de asta eu am fost întâmplar la început, da. Până să devină el glumețul, de care s-a făcut cel mai mult mișto? Școala, adolescență. Cred că de Bordea a fost făcut mișto mult. Nu știu, nu s-a făcut mișto de tine în școală? Nu s-a făcut. Știu că te-au bătut mult. Mi-a zis că peste tot te-au bătut. Serios? Că ce? Deci, eu împărțeam dreptate. Nu, îmi plăcea să caut scandal, nu știu cum să te explic. Adică, okay. Una dintre chestii era că chiar treceam prin fața băiețașilor de cartier care mâncau semințe în fața așa și ziceam, bă, da, cât mai faceți mizerii mai aici, știi? Aveam o formă de aroganță săcăitoare, nu știu cum să spun. Luam bătaie, pur și simplu, luam bătaie. Okay. M-am cuplat cu o fată din liceu, de exemplu, toată lumea o voia să... Da, e cu aia, și mă zic, așa zic, și ăla care o plăcea cu adevărat a sărit să mă bată pe mine, știi? Lasă-l pe Nelu, hai cu mine! Era mâna aia! Și ăla a vrut să mă bată și m-a bătut ăla, îți dai seama, și acum m-a bătut ăla. Și a chemat pe unii din alt cartier să-l bată pe ăsta, înțelegi? Au venit, l-au bătut pe ăsta, apoi așa ea m-a bătut pe mine ca să creeze o amenințare, înțelegi? Tot așa. Da, eu vreau să-mi apăr cazul meu, pentru că tu, de exemplu, aici, tu ți-o căutai. Da. Adică, și mi se pare că întrebarea asta ar avea valoare când s-a făcut mișto de tine, fără să meriți neapărat. Adică eu, de exemplu, de mine s-a făcut că eram mai slab și mai aschilopat ca acum și nu aveam încotro. Eu cred că de asta mi-am și dezvoltat în liceu un soi de mecanism de a face comedie ca să cumva să pot să fiu acceptat de grup. Da, și eu cred că el a primit. Dacă tu o căutai ca și cum tu te... Acum v-a întrebat domnul Coțofanu de bătaie, nu de râs. Nu. Da, m-a întrebat, m-a întrebat și de bătaie, dar nu, de ce te băteau? M-a întrebat de bătaie. Da, 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 da,
Am zis de care s-a făcut cel mai mult mișto, da, pentru că el a dus-o în zona aia, am zis, bă, dar de ce te băteau? Da, nu, mișto, da. Eu cred că de el s-a făcut, care și ochii ăștia buni. Doar că erai slab? Da, și aveam și dinții foarte strâmbi. Uh-huh. Da, da. Sunt niște triggere din astea pentru da, bully, știi? Da, da, da. Că ai părul lung, că ai dinții, nu știu cum, că ești slab, că da, da, da. Să-l vezi fără barbă. Și la cine pleacă? Pe tine? În afară de femei? Făceau mișto și de mine. Făceau. Dar tu îi mai băteai da, mai, da, când făcea urât. Deci nu consider că de el s-a făcut mai mult mișto? Cu dinții strâmbi, da, mă, și eu tot pe bucă. Cartea merge la dinții strâmbi. Vezi că e nume de indian, dacă avea nume de indian, dinți strâmbi. Mergem mai departe. Care ține cel mai puțin la băutură? Culmea, Bordea zice că bea mult, dar el nu bea da, așa mult. Vorbea el bea serios. Des. Bea des, a, dar se bate repede. Adică eu dacă beau cu el la masă, da, eu super, eu îl duc în spate după aia. Tu clar ne pui pe amândoi în cap, întrebarea e dintre noi. Deci care duce cel mai puțin? Deci tu îi pui... Nu știu, cu bucălăina bău mult, da. Dar... Da, adică... Nu, și eu sunt pe lângă baby pe acolo, dar nu e, nu departe. Dar nu știu exact cât. A zice că ar avea un par, două da, în față. Dar eu dintre ei doi îl votez pe el că duce mai mult decât bucălăi, da. Cred. Da. Da, el duce și are antrenament. Că întrebarea e care duce mai mult? Cel mai puțin. Cel mai puțin? Deci da. Cel mai puțin dintre ei doi bucălăi. Și eu bucălăi că ăsta aduce. Aduce. Păi, mai varsă. Bă, scuze. Acum am în cap numai imaginea cu tine în Chișinău. Băi, fire loading din Chișinău. Ce a făcut? L-am pus în față, era... Ce ai făcut? Deci cum a fost? Bă, m-a tărit pe hol, m-a luat de o mână așa, nu, eu m-am spus pe hol. Nu mai funcționa, știi? După spectacol. Funcțiile locomotor. După spectacol cu mult. A mers vișinată, club. Praf s-a făcut. Am băut împreună toată seara. Doar că el n-a mai funcționat. Dar nu, aia nu o pun, bă, că nu. Dar nu a mai funcționat, domnul Cătălin, și a trebuit să-l pun în pat, să-l descalc, să-l dezbrac. Și l-ai dezbrăcat? Da, l-ai, da, și l-ai da. Și îmbrăcat? Aia, dar ce nu i-am făcut? De asta mă durea capul a doua zi. Să vă zic adevărul, nu e așa mare. Mă zic! Nu știu cum e palma mea când îmi puia, că mi-a dus. Mi-a dus de tactil, am luat-o, am pus-o... Nu, până pe la deget, așa. Deci... Îmi place de voi bă, și împreună, nu doar bă, separat. Și sunt invidios că nu fac parte din grupul vostru, dar mi-aș dori. Și pot să-mi doresc. Așa este, pot să da? Eu pot să-mi doresc. Pot să-mi da. Ce ai scos? Ce cu înalt? Aș vrea să văd... Ce era alocația, țineți minte? Da. Aș vrea să văd dacă... Aș putea să mă potrivesc și eu pe acolo, pe undeva. Am aici niște întrebări așa. La care voi să răspundeți despre mine, cum vreți voi să răspundeți și să vedem, poate, cine știe... Dacă te luăm în echipa noastră. Oricare luați, alegeți, nu contează. Ia. Ne întoarcem după ce fac băieții temă. Pixurile jos, toată lumea. Lucrările la mine. A, dar nu știu dacă știi n-o să... Nu mă, stai să ne citim, nu le citim nu, noi. Nu, să-ți nu, nu. Ai ton pe care nu, ai scris? Nu, n-am ton, dar... Cu... Vrei să faci acting? Nu știu dacă ai scris corect. La gramatical. A, și nu voiai să văd ce ai scris ca să... Corectează din vorbit. Mergem mai departe. Da. Okay. Care dintre cei trei a devenit cel mai târziu bărbat? Bărbat? Bărbat. Cine a băgat cuțitul în brânză mai târziu? Cine a... Poți să-i zici așa. Pădure. Oh, shit. Așa, da. Un da. Bărbat? Da, cel mai târziu. Mm-hmm. Eu n-am devenit de când l-ai făcut cu brânză? Nu? Bă, nu, eu nu, cred... Trebuie să ne zicem vârstele. Nu. Ce crezi? Asta presupune. Eu nu trebuie să știi neapărat. Eu cred că bucălaie, pentru că avea dinți strâmbi, ochii bulbucați. Are și față de motan. A râs de parcă 7 ani. 7 ani. Nu, serios, adică asta eu cred și cred că a fost de milă prima, n-a fost de milă, nu, n-a fost. Da, a fost cu cercetoare. Ai mai zis ai 2 lei, nu, da. Oh, o țin minte și acum, doamna Puti, puturoasa. Puti, doamna Puti. Tanti Puti. Tanti Puti.
Cu tipii de mă, distrib la mine, mă, că te rezolv eu, că ai 27 de ani. Tanti, bă, Dumnezeu, semne că am purtat. Fără din, fără din. Doamne, mă, bără, sexologă. Eu cu bucălare votez. Da. Eu... Doamna Put, eu cred că chiar există. Adică el glumește, dar a aruncat-o prea repede pe masă. Și a fost surprins că de unde am știut. De eu Alexandra, merg pe Nel. Soția lui aștept. Ce? Eu merg pe Nel. Eu cred pe la 8. Până la 18 ani a fost părăsit în continuu, ești nebun la cap. Îl prindeau de mâine, îi dădeau drumul. Și erau parașutiști din viața lui, părăseau avionul. Dintre ei, doi, cred că... Nu știu, man, o să vă zic după aia, o să ziceți... Ți-ară poze cu mine, dar eu... Dar n-ai văzut cu părul creț în pula mea, părul creț! Era băteau, ce ai, păi, dar la un bătaie, că eram futăcios, nebune! Nu știai care-i faza cu mine! Bă, aveam părul creț, aveam, eram plătit în diferite culori, eram hipiot, mă îmbrăcam ca Beatles, la... eram pictor, am făcut liceu de pictură, ești nebun la cap, păi te desenam. Da, cred că fă bucălaie. Bucălaie, nu știu. Plus că un blanc cu tocul ăla după mine. Plus că e frumoasă, doamna Puti, adică deja e personal. Tanti Puti. Tanti Puti, scuze, Tanti Puti, da. Băi, deci m-ați votat și... pe mine, da? Tu, din clar, am plecat și... la tine. Băi, știți la cât am făcut eu? Ia! Dragoste senzuală, nesenzuală deloc, prima dată. La cât? La 14 ani, man. Coaie, 13 ani! Jur, asta mi-e crușă, dacă ani. Eram în clasa, deci a 8-a, a 8-a eram, cred că a 8-a. Un an jumate, fraierilor, un an jumate. Da, maică-mea, asta era pe părți. Asta era cortea copilului, uite așa arăta. Da. Așa l-au scos, așa l-a scos doctorul. Mai e pulă, doamnă, până la copil. Ăla nu-i cordon umbilical. Nu-i cordon umbilical. Hai să vă iau pe rând. Da. Zi, cât ai zis? 13 ani. Cum e? Serios, 13 ani? Cu voia ta a fost? Mai mult împins de un unchiul ăsta care m-a bătut. Împins? Împins de unchiul ăsta care m-a bătut, serios. Adică? Da. A zis că el, când era de vârsta mea, se ruga de fete supraponderale și nu avea succes și că eu nu o să trec prin soarta lui și mi-aducea niște fete acasă. Știi când te duci la părinți și îți mai dă un fel de mâncare? Aia mă, și sarmalele astea. Bine, nu e ca și cum ziceai nu. Eu ziceam nu. Așa-i nu? Dar la 13 ani, stai mă că la 13 ani nu cred că ești. Oh, mersi tati, hai iubită. Eu n-aveam treabă, eu știu. Păi atunci nu știu dacă să râd la ce povestești. Nu, știu seara exact, eu desenam amoraș. Aveam de făcut o lucrare pentru o chestie la pictură, desenam amoraș. Adică niște îngerași care se pun pe catapeteasmă și așa. Și nu avea treabă desenând amorașii. Și a venit cu o fată și a zis, uite, asta e fata. Și am zis, ok, dar poți să termin amorașii măcar. Și ea a stat lângă mine, terminat amorașii. Și pe aia m-am moresat. Păi, sincer, îmi vine să fac o de aia. Bă, îmi pare rău, știi? Adică... Da, ea, săracă, da, el. Da. Bă, da, acum, sincer, o fată foarte mișto. După aia știu că am mers pe străzi, era prin Botoșani și eram... Băi! Aș fi sunat, dar aveam telefon, că eram vremea. Dar... Tanti Puti. Zi-mă, adică, zi. La 14 ani. Cum la 14 ani? La 14 ani. Am și eu o glumă cu asta, că eram atât de prost. Era o tipă mai mare și, în fine, nu anumită... 72 de ani. Tanti Puti, îți dai să... Avea experiență. Și eram cu... I-am până băgat sub plapă, mă. Păi stai, de unde ai luat? Era la școală? Eram la țară, așa. La țară le găsești în șansă, mă. Tu nu știi. Bun, deci te-ai zis la țară în vacanță sau ceva. Eram la țară în vacanță, dar nu vreau să zic contextul. Okay. Dar cumva cu Tanti Puti fiind mai mare, eram ajuns cu ea în pat. Și băusem și o bere, ceea ce la 14 ani pentru mine eram cazan de bete, eram țapân. Cam câți ani mai mult? Ea avea 18 sau 19, bun. Tanti Puti. Așa. Și... Și era în pat, ne-am dat hainele cumva jos, iar rămăsese în chiloți. I-am mai băgat prima mână la mine în chiloți și a fost wow și știam că trebuie să fac wow, treaba asta. Ești primul care n-are. Știam că trebuie să fac și treaba asta, știam că și bărbații bagă mâna în chiloți la fete. Și am băgat și mâna în chiloți și am simțit ceva acolo umed. Și primul meu când a fost atras, nu a zis, bă, ești prost, a făcut pipi pe ea. Știu, dar nu știam nimic. Toată educația mea sexuală era de prin auzite și nu știam nimic. Asta a fost primul gând, nu. Bun.
Ce apoi? Și după aia a zis, bă, ce dracu, mă, ai, tanti puti, tanti puti. Pișată pe aia, n-am mai contat. A zis, trec peste. Serios? De atunci când aude apa la baie, că se trage, uite așa e. Cineva mă caută. Faza știi care e? Că și pe ăsta vine să-l iau de mână, să-i zic, bă, îmi pare rău. Îmi pare rău, frate. Mi-aș fi dorit să fie altfel pentru tine. Tu? Erau mistreți? La mine nu, la mine erau fată tot mai mare decât mine. Și apropo de căcaturile pe care le faci de glume, n-a fost chiar încă pizza, dar eram la Morlac, eram pe câmp. Dar nu râde. Unde erai la? La Morlac, la țară, la mine, la țară, la mine. Și era foarte frumos că era... Deci toți la țară. Toți la țară. Da, da. Câți ani aveai? 16 ani și 8 luni. Când i-a venit pensia lui ăsta, da. Și era o fată foarte frumoasă, mai mare decât mine, pe care îmi plăcea foarte mult și am luat fân din ăla să pun jos. Că erau și ei acasă, erau și ei mei acasă, nu puteam să mergi nicăieri. Și am luat fân de pe ăla și la, pe marginea apei acolo, Morlaca și acolo. Da, am fost acolo, cred că am fost acolo. Cu mine? Okay. Da, am fost simțit acolo. Ceva, jur că am simțit. Dar și mie, și mie mi-a pus fân pe jos. Mă, tu voi să mă fuți. Din părul ăla, unde am mers acolo să ne plimbăm. Ah, cu dronă, da. Și se vedeau tractoarele la apus de soare. Domnul, fost foarte drăguț. Bă, dar la tine chiar a fost o chestie romantică. A fost drăguț, să fie drăguț. Romantic. Se ținea cu altul de mână în timp ce... Nu, dar l-a părăsit imediat după. A plecat cu calul care a venit să mănânce din fânul de sub ei. Te-a lăsat cu ochii în fân. Ți-a copit așa. A tras-o calul. Da, nice. Da. Nici nu mai știu de la ce întrebare... Bă... De la asta cu... Tu erai, bun, gata. Ăla e cel mai... Da, așa de fapt eu am pierdut. Dar da, nu contează. Da, așa este, așa este, așa este. Mi-ai dat cartea? Toți trei, da. Da. Toți trei dispareți, pe, nu contează, pe insule pustii, whatever. În Miami, unde vreți voi, că așa vreți voi, că gata, okay. Bă, eu uite, am destul și vreau să plec la Valencia sau ce ziceați voi, da? Așa. E, care s-ar schimba atât de mult după 30 de ani când reapare, că nu l-ar recunoaște nimeni? Bordea. De ce? Ai toate șansele să o iei cealapă. Cum îl chema pe domnul de la 99, domnul homeless care zicea bancuri? Până acum vreo 4-5 ani, dar a dispărut la un moment dat. Era un domn homeless, un domnul Puti, un soi de domnul Puti, în fața clubului 99, care stea pe acolo, cerșea țigări și spunea bani. Dar el, adică clar, el. Da, și cealapa la modul, dar și fizic. Cred că la un moment dat, că are la asta cu tatuajele, ajunge la un punct în care începe să se facă tot negru. Se face și tot negru. Și pe aia cu alb. Și pe aia statuează cu alb pe retină. Se face... E unul pe TikTok așa și bagă coarne aici. O ia, că ce să facă? Că nu poate să-și relaxeze. Da, adevărul e că se plictisește foarte repede de chestii și schimbă și schimbă și schimbă și e posibil. Da, și eu te ajută. Eu? Da, și eu după mine. Adică aș umbla. Ai fi, cred că, botoxat ceva, nu știu, ar fi. Da! Botoxat! Da, m-aș botoxa, da, nice. Buze mari, cu pomeți, vreau pomeți. Mi-aș face fruntea proeminentă așa și... Coarne. Creastă de păr. M-aș întoarce super erou bătrân. Mm-hmm. Știi? Tare, da. Cu 9 pătrățele, genul ăla, știi, cu 10 pătrățele. Ăia care, ăia sărace din, nu cred că din Orientul Mijlociu, care sunt obsedați și vor să arate bine, deci bagă chestii aici. Da, fac bine din ăla, care nu dat se lasă aici, știi? Să-mi faci gușă de aia de vacă, da. Da, eu m-aș. Tu faci cu 4 la biceps, dai dită umflătură aici. Gata? Da. Da? Deci a mers aia, a plecat la tine. La mine. Și... Repede, care este cel mai probabil să plângă la filme de dragoste sau drame? Eu nu plâng. Nu plâng, man. Tu știi cum mă țin, nu-mi dau lacrimile, bă. Fugi, bă, să mor tu că între mine și... Bucălaia era mult mai dur înainte, dar acum de când cu Bristei și cu așa... Tu, că ai copii, n-am schimb votul, iau de la bordea, ți-l dau ție. Da, dacă e cu copii și nasole de astea, da, acum mă atinge. Fii atent, păi asta e că e de dragoste, dar e despre un cuplu care are un copil și se despart și e de drama copilului. Dar nu contează dacă schimbi cum... votul, că tot la tine rămâne. Da, după aia da. Sunt părinții care pun copilul la mijloc și cheamă, hai. Nu, ăsta plânge, bă. Da, deci ăsta, dacă tot, e ceva... Că n-am cum să mă votez pe mine. Nu, n-am cum să-mi fie asta. Dacă eu spun... Nu mai zice asta, lasă-mă! Hai, ca să nu mai lungim. Așa, care este campionul țepelor primite?
Domnul Euro. E de bună că domnul Euro. Da, da. Da, eu, da, și eu cred că bordă, da. Ați luat țepe? Da, da, e foarte ușor să țepuiești. Și la bani am luat și la... Zine una. Am făcut spectacol la, cum zice, la Suceava și după spectacol, plin, sute de oameni, sute, coada afară, mulți n-au intrat, dar le-au luat bani, nu știu ce, și a plecat după aia omul cu banii, ne-a lăsat în clubă. Dar ce drăguțeau, mie mi-a zis câteva mii de euro s-au dus, răpăceau! Stai mă, păi ăla nu era patronul clubului sau era un organizator? S-a dus, zi, organizator. Și n-ați mai putut să luați banii? Da. Și nu luați voi un avans? No, eu mi-am recuperat o parte pentru că am stat cu el, l-am obligat să bea cu mine și după aia să merge să mai luăm o parte din bani și o parte am recuperat. Dar în rest s-au dus. Deci după ce el fugise cu banii, tu ai băut cu el? Eu nu știam că fugea cu banii în timp ce el bea cu mine. A doua zi trebuia să ne dea banii. Da. În timp ce bea cu mine, eu nu știam că el... Și voi n-ați mai dat de el niciodată? Erai și tu? N-am mai dat, da. Păi stai că am fugit cu el la Suceava, că și-o luat o țeapă cu banii. Te luat de două la Suceava. E foarte posibil. Eu zic că la mare, 500 și ceva de oameni, la care... Nu? Păi și eu tot... Și eram cu micuțul. Și eu cu micuțul și cu ei și mie mi-au dat banii, că eram în deschidere și tot așa, plecase, cred că același om. Nu, altul. N-ai fi făcut tot acolo, mă, ce ai? Bravo. Și the last one. Nu. Bine, asta dacă există așa ceva, despre care am putea spune că a avut o near death experience, dacă există cazul, dacă nu se arde. Near death experience. Adică ok. Cortea. Pe cortea taxului vânător, deci care a tras cu pușca pe lângă el și putea să-l nimerească. Omul a condus tractoare de la 2 ani de zile, conduce tractoare și putea să cadă la 14 ani. Mistreți, vânați, chestii genul ăsta. Mi-a dat drumul cu bicicleta de pe munte. A bătut, doi bătrâni. Ce minune că ești aici. Da, deci în centru vechi atunci. Aveam foarte multe chestii în asta. Da, mai sunt cortea. Cortea ta e foarte periculos. Tu vezi așa cu ochii ăștia de penticostal, dar el are niște chestii foarte... Ce mă bucur că... Să ne bucurăm că suntem aici. Ești în viață, mă, nebunule. Mă, nu zice. Da, veniți pe 1 și 2 aprilie la sala Palatului, da. Dacă îl mai prindeți pe cortea. Nu se știe ce face săptămâna asta. Pe 1 aprilie nu prea mai sunt bilete, dar pe 2 aprilie mai avem câteva. Da. E mai mult de 70% vândută, dar... Și la fel pe 2 aprilie nu prea vine Bucălaie. Da, nu e Bucălaie, dar e Drăcea. Și nici în sală. E Drăcea și cu încă cineva. Cortea, ia-ți cartea morții. Da. Și o ultimă întrebare. Cine are 200 de lei până mâine? Mere volume. Că îți dau 20.000 de euro. Hai, acum mi-ai stricat toată schia. 200 de lei în euro cât vine? 5.000? 5.000 de lei îți dau. Da. Dacă ar fi să... îi dați un premiu Nobel sau să-i mulțumiți fiecăruia pentru ceva, ca, pentru ce ați face-o. Eu vreau să-mi mulțumesc mie. E, n-aveți voie, cum nu v-ați votat, nici nu puteți să vă mulțumiți. Eu aș da lui Bordea că m-a învățat răbdare, foarte multă răbdare. El? Să am cu el, nu, să am cu el. Eu am învățat multă răbdare. Că tu ți-ai, că ți-ai antrenat răbdarea pe el. Da. Tu poți să-i dai lui premiu pentru ceva ce l-a făcut intenționat? Da, nu contează. Dar dai premiu pentru altceva. Și Shaolinii te lovesc, știi, da. De fapt, tu la finalul vieții o să-i zici pentru tine. Uite ce copii liniștiți ai acolo. Dar nu, mă, serios, e chiar... Tremurând așa, amândoi. Și pentru că e un prieten foarte bun și... Eu nu plâng, dar... Lui Bucălaie nu știu pentru ce aș da primul Nobel. N-ai zis prin ce? Pentru... M-a simțit. Exact aici mă uitam. Vă știți că el normal are doar o sprânceană. Da, Are o... Da, am înțeles ce zici, un monosprânceană. E clară treaba. Mă, ce dese să fac. Îți imaginezi? Adică când vine aici? Când eram mic. Dar când ai început să te... Să mă rad între sprâncele? 14-15 ani. Fix după ce am fie, după doamna Băzată. Se rădea. Da, mi-a reproșat antiputii. Că intra sprânceana în ochi, nu sărutai. Eu îi dau lui Bordea premiu Nobel pentru profesionalism și lui Cortea premiu Nobel pentru familie. Pentru familie.
Asta analizam toată viața, mă, familie doar, mă. Dar asta e cel mai important, prostule. Da, pentru sprânceană mâncam mai cu ele. Adevărul că e foarte multă muncă să ții o familie. Și eu le dau premiul Nobel amândurora că au fost alături de mine când mi-a fost cel mai greu. Că, de fapt, cred că, până la urmă, aici se... Se vede adevărata prietenie, se trage aici, sprinceana. Aici s-a tras sprinceana aici, între aici, noi, aici. Știi? Da. Știi ce îmi place de tine? Că ești foarte dedicat unei chestii. Și cum ai așa cum așa la emisiune, vorbesc, ești mega dedicat și vrei să faci cât mai bine și dai tot interesul. Cum ziceai că înainte să începem, că ăia care ți-au cerut să-ți să scrii niște chestii și chiar ți-a dat tot interesul să faci chestia. Premiul pentru dedicație. Premiul pentru dedicație. Da, și nu te plângi. Nu te plângi, ceea ce e o calitate, să știi. Hai că te plângi foarte greu. Da. Asta cu plânsul, da, trebuie să mai lucrez și ăla. Trebuie să nu mai plâng din când în când. Nu, lasă că e bine așa, lasă. Că sunt alții. Nu? Da. Și Luca Ciofană pentru omul care a scris cel mai mult în anul ăsta. Nu cred că mai scrie nimeni cu pixul de bun la cap. Bun, extraordinar. Acum, înainte să se contureze finalul. Catastiv de aici profilul fiecăruia dintre voi, pe care, atenție, voi vi l-ați făcut. Da, unul altuia. Da. Okay. Sau unii altuia. Okay. Nu știu cum vine exact. Vreau să văd cum mă vedeți voi pe mine ca să fac și eu așa o idee ce fel de oameni sunteți în afara grupului vostru. Și să citim întrebările total anonime. Nu știm care ce a scris. Da, de asta le-am ăsta. Pixul pe culoare diferit. Sebastian pleacă în armată. Ce trei obiecte ia cu el? Pisica, căștile, piepton. Pieptonul. Pisica este leitmotiv, apare în toate emisiunile, tot zic asta despre mine. Păi dacă ne e bine. Da. Sebastian are 10 ani și își dorește că atunci când va fi mare să se facă. Bă. Solist trupă rock. Ok. Aviator. Asta chiar da, mi-am dorit. Și trei, tigru. Ce faci, tigru? Tigru? Da, nu știu, mă voi la el și mă așa. Fuck, e vorba de bombardier. Ce faci, tigru? Tigrul ei, știi? Nu vrei să facă bon. Tigru? Așa, și solistru pe rock și tigru de la păr. Și gata, m-am dorit. Și eu dar mi-am dorit un tigru când eram. Asta, mi-aș dori un cotofan. Okay. Bun, bun. Ești barman și trebuie să-i faci lui Sebastian o băutură care să-i se potrivească. Care ar fi aia? Și răspunsul, sex on the beach. Nu? Nu. No. Pare dat cu lei așa. Asta e, uite, asta este un compliment. Pare că se dă cu lei și te fute pe plajă când... Nu vrei. Da, dar în timp ce fac asta, vin cârtițile alea tale și mă iau de curt. Și te aplaudă. Sebastian dă la un ATC, dar pică admiterea pentru că refuză să-și prindă părul. Mă par genul de o care, dar nu vreau. Nu. Sebastian este comedian și se hotărăște să facă un special. Cum s-ar numi? V-am zis că e amuzant. Nu e, v-am zis că e amuzant. Asta era intonația. Asta voiai tu să pui intonația. Gata, bun. Ce îi poți spune și lui... Scrieți la fel de urât ca mine. Da. Ce îi poți spune și lui Sebastian și unui copil de 5 ani? Nenea frizer o să spună ceva sub funduleț. Lasă că o să mai crească. Sunt diferite, stop! Altă intonație! Separate! Nenea frizer o să spună ceva sub funduleț. Știi cum sunt copiii mici la frizer când ajung? Da. Și lasă că o să mai crească e la... Lasă că o să mai crească e altceva. Da, dar puse împreună. Eu așa le-am interpretat. Și noi la fel. La păr am zis că... Puse împreună. La păr, în fine. Păi bun, gata, eu sunt mulțumit de răspunsuri și gata, sunt prieten cu voi de acum înainte. Da. Nu știu dacă v-ați dat acord sau nu, dar eu sunt gata. De numere de telefoane? Te băgăm pe grup? Gata, gata, sunt prieten cu voi. Acum să vedem cât de adevărați, autentici sunteți voi ca prieteni între voi. Ce? Revenim după ce le punem cap la cap. Băieți, așa. Am aici adevărul. Așa. Voi vă dați pe față, că prieten, că ce frăție. Dar realitatea este aici, după această ședință de terapie în prietenie. Da. Și cu cine să începem? Profilul cărui, din căruia dintre prieteni? Cu mine, cam cel mai puțin scris. Ok, Radu Bucălaie. Sau
dacă Teodosie înalt preasfințitul și fetița Zurli ar avea un copil. Da, da, da. Bă, tu ne-ai la ceacă, bă! Bă, așa e, așa e, jur. Tu faci Caterinca de... Ei au zis că tu ești preot, că... Da, da, da. Și că tu ai fi fetița Zurli. Eu vă iau la ceacă sau v-ați luat între voi? Așa. Repet pentru cine n-a fost atent. Radu Mucălaie, sau dacă înalt preasfințitul Teodosie și fetița Zurli ar fi avut un copil. Dar vezi că ești gangsta și știi, adică ești și gangsta un pic. Da. Ce e drept? Un copil bun la suflet. Caracter fals, dar la suflet bun. Păi așa... Bă! Așa a ieșit, așa, așa e, așa a ieșit, așa a ieșit. E dovedit științific, domnul Luca. E pe clipboard, e pe clipboard. E pe clipboard. De obicei când un clipboard e... Bun, deci caracter fals, dar bun la suflet și sarcastic. Și bun la bancuri. A învățat să le spună ca să fie și el plăcut de cineva. Spre, exact. Da. Spre deosebire de fetița Zurli, însă, el nu ține la băutură. Pare că zici drumul. Pare că zici drumul. Da, asta nu mă acceptă pe tanti prezentatoare. Și nici la sex nu ține. Nu ține nici la sex. Ca și început ultimul din grup. Și atunci normal că având mai puțin antrenament, na. Dintre noi eu iau cel mai puțin sex. Deci dacă ieșim în oraș eu... Da, la sex nu, da, pici. Da. Și atunci când îl face totuși plânge. Că așa e el, el plânge. Când e vorba de romanțe. Da, da, da. Da. În ciuda acestei descrieri deloc măgulitoare a acestor oameni pe care tu îi numești prieteni, dar mă rog, asta vedeți voi după aia, ei îți mulțumesc și te apreciază și te-ar premia pentru că ești un prieten ales pe sprânceană și că ești alături de ei atunci când e nevoie, la greu, și pentru seriozitatea de care dai dovadă în munca ta. Aplauze pentru Radu Bucălaie! Bravo! Sau oare sunt eu că sunt fals? Poate nu sunt. Cu cine să mergem mai departe, oare? Dumii. Ortea, care el are cel mai mult. El are 3 pagini scrise. Dumii. Ok. Mergem mai departe cu Nelu Cortea sau Zelenski al României. Că este organizat și România ar trebui să fie curtea lui Cortea. Ce? Avem deja și da, slogan corte, de campanie. Plus că e bun de președinte, că e și bătăuș și bătăios de mic și avem nevoie de un de stat, da, acolo, că, așa a zis. Și este și incoruptibil, nu se gândește la bani. Da. I-ar fi ușor să strângă voturi, că îl ajută micuțul care follower mulți, știi, face campanie moca, altfel în campanie influencerii. Dă share pe Facebook. Și dă share peste tot la, păi da? De-aia face acum poptă, da, da, primarie. Ca să se antreneze cu primarie pentru când o să... Plus că mai are un atu. El prinde bine la babe. Și știi că se duc la vot babele, da? Da, mă, da. Nu, trebuie să okay. Leagă. Știm și de ce prinde bine la babe, pentru că el e afro-ardelean acolo jos. Flor de lână. Și ele simt. Să-ți faci tricou cu afroar de lână. Îți are părul cresc. Bă, măcar ele să nu-l părăsească. Da, da. Măcar ele bafele. Mă părăsesc și ele, că merg în viața cealaltă. Exact. Cui îl lăsați voi? Te ține de mână și pe Dumnezeu de cealaltă. Singurul care n-ar crede că poate fi președinte e el, că n-are încredere în el. Da. Deci e clar că va ajunge doar dacă, Doamne ferește, nu va avea încă o experiență din asta aproape de moarte, că ziceți voi că trăiește periculos. Da. Dar cel mai probabil vei fi președintele României, conform prietenilor tăi, care ți-ar da și un premiu pentru că ești om de familie, pentru prietenia de care dai dovadă și pentru că ești acolo un număr pe care să pună un frate capul atunci când are o perioadă mai nasoală. Da. Nelu Cortea! Slane Mariane! Slane Mariane! Acum, fii atent, da. Cole, da, Miss Turism 2006! Ei, și acum să mergem și la Cătălin Bordea
sau încercatul grupului. Încercatul, dar nu sună bine încercatul. Știți cum au încercat toți? M-au luat pe rând toți și m-au poștă. Nici măcar nu m-au terminat, m-au încercat. Adică a făcut... Mai vrea cineva, like, mai vrea cineva. Dar nu-mi place, bă, mi-a rămas și eu mi-am luat ceva, dar nu-mi place. Zici că sunt o mâncare de urzici. Adică, mai vrea cineva. Cu ei, nu cu mine. Da, voi. Încercatul grupului în viață, cele mai multe dureri și traume au venit la el din cauza muzicii, pentru că nu știe să fure muzică. Da. A furat muzică prost și, drept dovadă, și-a luat multă bătaie. Prietenii recunosc însă despre tine, uite, au spus-o clar, răspicat, au spus că nu ești un coechipier pe care să se poată baza, pentru că ești un blatist. Ai fi ultimul ales într-o echipă de fotbal, să zicem, în curtea școlii. Deci dacă aș fi profet, aș fi ultimul ales, așa ar fi. Am venit. Sunt ultimul ales. Încercatul, mi se spune. Încercatul. Cu toate că este un încercat blatist, bă, nu te poți supăra, mă, pe el, că este amuzant de la natură. Aici o să-ți dau și eu de la mine, n-au zis ei, dar am observat eu că, bă, ești cel mai inteligent pentru că ai fost singurul care s-a prins din prima la întrebarea cu tribul african. Clar, păi da. Tu ai fost singurul care s-a prins la ce se referă întrebarea. Voi uitați care... între voi așa, că... Păi știați eu că ăsta fuge după zebră, că nu știu ce. Exact. Păi și ce era întrebarea? Întrebarea era care ar fi primit ca un frate într-un trib african. Ah, care exact. Cucu mare, mă. Păi și voi mergeți îmbrăcați toți în trup tribul african? Dar nu toate tribule despre cuc, adică... Ia uite-mă ăștia, bă. Păi tu ai prins, el a prins. A zis omul, citiți printre rânduri. Este singurul care știe să citească printre rânduri. Hai, dă-te capul, mă. Paradoxal, se gândește cel mai mult la bani, dar habar n-are să transforme din euro în lei. Cum vine asta? Tocmai el e cu banii. Păi tocmai de asta mă gândesc la bani, că nu înțeleg. Da, el luând prea puțin, nu? Marci, lire, ieni, care o ceam. Stă toată ziua pe telefon, dar în loc să-și găsească un convertor acolo, sună un prieten. Și bă, dar cât face? Păi caută-mă pe telefon. Nu pot că sunt ocupat cu Candy Crush. Din nou paradoxal, pentru că doar ce am zis că a fost cel mai inteligent din grup. Nu știu, unele lucruri nu le poți explica. Da? Bun. Deci, dacă vreți, este foarte ofertant, dacă vreți să-i dați o dacă țeapă. Dacă vreți să mă încercați. Da. Dacă vreți să-i dați o țeapă, el este omul vostru. Tot neașteptat, e cel mai citit. Ești un paradox, frate. Sunt paradox, jur. Citește dezvoltare personală, dar e cel mai imatur. Adică degeaba citește. Eu citesc pentru mine, citesc pentru alții. Ah, ok. Nu știu, așa au zis prietenii tăi. Deși e cel mai imatur, tocmai el va avea peste sute de ani o casă memorială pe care va scrie aici a fost bătut, a plâns și a râs Bordea. În această casă a fost încercat. A și iubit pentru că este romanticul grupului, da, din ce mi-ați spus voi. Sau... Cu domnul. El chiar caută dragostea, dar găsește numai veselă, cărți de rugăciuni și adrese pe bilețel. Da. Dacă s-ar duce la adresele alea, cel mai probabil și-ar lua bătaie ca în toată viața lui. Da. Este o personalitate cameleonică, are capacitatea de a se schimba... De a se schimba atât de tare că nu-l mai recunoaște nici taicăsul. Așa, cu toate astea, prietenii îl iubesc și îi mulțumesc și i-ar da un premiu pentru lecțiile de răbdare, pentru prietenie și pentru profesionalism. Da. Cătălin Bor. Frumos. Convertiți asta în iubire. Nu mai convertim. Și acum vă întreb. După aceste concluzii, plecați de aici cum ați venit, prieteni adevărați sau separați? Cadre de suspans. Bă, nu la familia mea, nu știu, bă. Da, eu mai am trei prieteni în așteptare, adică o să, okay. O să văd, să văd exact. Vii cu ei, să văd după asta, dar... În orice caz, îl păstrez pe Cortea pentru că m-ar scoate de la o bătaie fără nicio problemă. Și s-ar băga oricând acolo și îl păstrez pentru pe Bucălaie
pentru că te face să râzi și atunci când ești cel mai trist prin sarcasmul lui de motan nebun. Așa. Eu mă mir că nu ții mai multă bătaie la sărbători. Deci îi păstrez pe amândoi. Cum adică? Da. Așa, nu știu. Oh, shit. Avem cadouri? Băi, ca să vă aduceți aminte de această participațiune la acest board game, că e un fel de board game ce am cu noi, am un cadou pentru voi de la Profesor Puzzle. Sunt niște joculețe pe care Puzzle. Să le jucați, board game-uri pe care să le jucați acasă. Unul este cu celebrități, cu scandal și cu nu știu ce. Și ăsta va merge către tine. Și pentru tine tot cu celebrități și scandal. Perfect că nu știu pe nimeni. Păi de-aia m-am și gândit să le dau lor așa. Voi aveți cod de reducere pe ecran, tot ce trebuie pe Profesor Puzzle. Iar pentru tine un joc mai de familie pe care să-l joci și cu copii. E ceva cu imoral. Bă, nu știu, ce ceva că e pentru familie. E un joc de familie, un board game Moral Conflict. Foarte drăguț. Conflicte morale. E o poză aici cu Natanticu, vedeți? Aha. Seamănă? Băi, și vă mulțumesc și eu foarte mult că mulțumesc ați venit aici și că ați fost haioși și ne-ați arătat prietenia voastră așa cum e acolo adevărat. Mulțumim frumos. Deci, înseamnă că sunteți prieteni adevărați! Vă pupăm, sunteți pupați, pa, pa! Asta o să fie emisiune pe TV. Nu? Uitați-vă în lumea mea, A, pe TV? Eu credeam că zici că pe YouTube. Nu, pe TV o să vezi. Și public o să fie adevărat! Sper, eu sper. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut mult.